Poți din modul full în modul squeeze sau size. Printre noi sunt și poți să-i vezi dacă vrei, se aud încet ca un eco. Dacă poți iubi și tu poți deveni un nou eroi. Iată alături de noi și în această seară, zeci de vieți schimbate în bine de câteva săptămâni de când această echipă există și dincolo de ceea ce vedeți pe micile ecrane din casele voastre, se întâmplă mici minuni. Promisiunile noastre devin realitate zi de zi pentru învingătorii care merită a fi prețuiți și sprijiniți. De aceea, pentru ultima seară a anului, 31 decembrie, pregătim o ediție specială Prețuiește Viața, în care veți fi martorii transformărilor din viețile oamenilor extraordinari pe care îi descoperiți aici, alături de noi. Și pentru că acum două zile, întreaga echipă Prețuiește Viața a trăit un moment tare emoționant la târgul de carte Gaudeamus, alături de Iulian Văcărean, tânărul pe care l-am surprins chiar în prima noastră întâlnire de duminică seara, vă invit să simțiți măcar un crâmpei din emoția acelei zile prin intermediul imaginilor. O tonă de lămâi pentru limonada lui Iulian, pe care el a oferit-o trecătorilor în schimbul donațiilor mici, dar atât de importante, ce se strâng bănuți cu bănuți la standul lui ingenios de la târgul de carte Gaudeamus. Cine e Iulian, vă amintiți? Un tânăr puțin peste 30 de ani, jovial, inventiv, un personaj cu părul gârlionțat și ochelari ce ascund doi ochi frumoși și privirea inteligentă, e limpede de când îl vezi că e un personaj special, energic, creativ, genul de om care iese din mulțime și sfințește locul. Cu ani în urmă, după un cancer neiertător, mama sa, Ana Văcărean, a apus, lăsându-i fiului poemele sale de dragoste și o misiune de suflet, să facă ceva pentru oameni. Fără prea multe resurse, tânărul a îndrăznit să spere că, făcând limonadă și oferind-o în schimbul unor mici donații după inima și buzunarul fiecăruia, va aduna o sumă pentru câțiva copii bolnavi de cancer. Prima donație făcută astfel de el a fost de neînchipuit. 25.000 de euro din vânzarea limonadei lui Iulian în locuri aglomerate, târguri, evenimente, iar suma s-a îndreptat către Spitalul Marie Curie pentru micuții din secția de oncologie. Și de atunci continuă să facă bine. În prima emisiune Prețuiește Viața am ales să-i arătăm că îl prețuim. Așa că echipa noastră s-a pus pe treabă, împreună am început să transformăm în limonadă, alături de persoane publice ce au răspuns apelului nostru, 10 de kilograme de lămâi din cele 1000 de kilograme, o tonă, obținute cu ajutorul planului pus la cale de strategul de la Prețuiește Viața, Eliza Rogalski.
Întreaga noastră echipă a fost acolo și a simțit și emoția lansării cărții Anei Văferean, mama lui Iulian, care ar fi tare mândră să-l vadă astăzi. La nașterea volumului de la standul editurii Litera, bunica lui Iulian, mama poetei, a venit din satul ei de departe și a lăcrimat, ținând cartea în mână, pe care a pus-o cu drag apoi în desaga ei, lucrată de mână. Doar câteva imagini ați văzut acum, dar veți vedea transformările din viețile multor oameni frumoși ce ne sunt oaspeți aici în ediția noastră specială din seara de Revelion. Acum însă începe o nouă seară dedicată învingătorilor. Români fără nume sonore, care iau viața în piept, cum se spune, nu așteaptă să le pice soluții din cer, ci sunt artizanii propriilor vieți și își pun amprenta în mod fericit și pe viețile celor din jur. De obicei, în fața marilor obstacole, avem tendința de a spune, gata, nu mai pot. Însă eroii noștri de la Prețuiește Viața au șters din vocabularul lor aceste cuvinte. Au învățat că stima de sine crește puterea de vindecare, șansele de a avea succes, de a trăi frumos și demn. Se spune despre stima de sine că reprezintă sistemul imunitar al conștiinței omului. Vom încerca în această seară să mai facem împreună un pas înainte, înțelegând prin exemple de viață extraordinare că imposibilul are mari șanse să devină posibil acolo unde există credință, voință, prețuire, dăruire, valoare. În prima parte a serii vom vedea viața așa cum este, când dificilă, când luminoasă, câteodată cumpănă, altădată vârf, reușită. Provocările vor apărea mereu, indiferent de ceea ce ne dorim sau nu. Depinde însă de noi cât de înțelept alegem să trecem prin toate cele câte ni se întâmplă. Iată doar două dintre subiectele serii în imaginile de pe ecran. Eu n-am avut niciodată o părere bună despre mine, deci eu nu m-am încălzit la cuvântul frumusețe. Am reușit, în fața publicului, să nu-i dau regal spectatorului să mă analizeze că-s frumoasă sau urâtă. Pentru că îl furam pe firul cântecului și nu mai știe omul dacă-s frumoasă sau urâtă. Cea mai iubită interpretă de muzică populară din anul 2004 este Sofia Vicoveanța. Felicitări, trofeul e al dumneavoastră. Vă mulțumesc. Viața e un joc continuu de lumini și umbre. Pierzi sau câștigi, uneori nu știi când se întâmplă una și când cealaltă. Te întrebi, de ce eu? De ce tocmai mie? Și în loc să vezi doar în afară, ca până atunci, începi să îți întorci privirea înăuntrul tău. Dintr-o lovitură a sorții se poate naște bucuria de a trăi și ea se așterne cu voluptate ca un triumf peste durerea învinsă. Experții Prețuiește Viața știu bine acest adevăr și sunt aici în calitate de creatori de zâmbete și soluții. Îi salut pe justițiarul Dana Barcu, jurist și mediator. Doctorul Sorin Păun, medic-chirurg, salvatorul nostru. Mentorul Ramona Lăcătuș, life coach. Strategul Eliza Rogalski, specialist în comunicare și afaceri. Și jurnalistul Sorin Duțoiu, creatorul de imagine care aduce și știrile mondene adevărate, nu fabricate, la Prețuiește Viața. Abia aștept să văd cum ne vor surprinde și în această seară. Le doresc mult succes! Andreea! Oh, ce faci? Omar, da? Irachianul nostru de la Prețuiește Viața. Andreea, trăznitul nostru irachian. Uită-te la mine, te rog frumos. Da, 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 mă cum uit. Crezi personal? Mie și teamă să mă uit. Să... Oh, da. Crezi? Mm-hmm, no. Mm-hmm. Vorbeam de lucruri serioase, de evoluție personală, despre cum să menții seriozitatea când vezi un personaj care pare să-și fi pierdut busola și nu ți-aduce decât zâmbetul pe buze. Deci, Irachianul trăsnit, da, de la Prețuiește Viața, așa l-am numit. Te ascult, ce e cu tine? În primul rând, nu înțeleg de ce tentația de a avea o ținută elegantă se încheie cu... E chiar elegantă, Andreea, să știi? Deci chiar simt că m-am născut pentru a doua oară. Acum, parcă nu știu, mă simt așa, nepotul lui Picasso, deși el puțin. Ce-i drept, iau lecții de desen. Am început cu... Da, cu muștar avem aici? Nu, 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 dar te rog frumos. Te rog, avem și puține făină. Da, 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 observ. Dacă observ. Ai ști... Deci...
Ce e drept, încă sunt începător, pictez în gând, dar mi-am găsit cel mai bun mentor. Pictează în gând. Dar să știți, mi-am găsit cel mai bun mentor care să mă ajute să trec la etapa de practică. Tare mi-ar plăcea să stau de vorbă cu mentorul ăsta al tău, să înțeleg ce face din tine. Andreea, vei regreta clipa asta când vei vedea operele mele de artă care vor fi. Deci te rog frumos să mă crezi pe cuvânt. Bine. Poți să-ți cunosc mentorul? Poți să stau de vorbă cu un om... Desigur. Serios, da? Da, deci în seara asta ți-l prezint pe marele maestru Daniel Rădulescu, care în seara asta o să ne facă o demonstrație. Bună seara, maestre! Sunt tare curioasă să văd pe ce drum... Bună seara, maestre! Ce faci aici? În primul rând, bună seara, Andreea, bună seara, domnilor. Bine ai venit la noi. Ultimele ore am lipit boabe de cafea. Din câte văd, pictezi, da, să spun așa, cu ingrediente... Exact. Pictezi cu... Hai să vedem ce ai aici. Boabe de cafea. Da. Niște condimente, nu știu exact ce sunt. Pătrunjel, mărar, o felie pentru, nu vă zic pentru paste, ce e. Lămâie, verdețuri, paste, lămâie, făină și așa mai departe. Acolo am și niște scoici. Trebuie să recunosc că, trebuie să recunosc însă că face asta paste cu multă migală și că ceea ce, ce pare să iasă arată destul de bine, da? Eu așa sper. Acum vom vedea. Te las, sunt tare curioasă să văd opera finală. Ți-l las și pe Omar și din câte observ, domnul e la costum, nu e mâzgălit din cap până în picioare, da? Dacă se poate să-l înveți cum să lucreze și curat, nu doar să lucreze. Și închipuie că e nepotul lui Picasso, din câte ai observat. Bine, mult succes și revin la tine când treaba e gata, da? Mulțumesc și eu. Maestre. În această seară voi avea în fața microfonului meu oameni unul și unul. De pildă, Sanda Nicola, fata cu ochii vii și isteți, cu energie de invidiat, ce a intrat în televiziune la 17 ani. Ucenicia și-a început-o la Deva, pe vremea când încă era elevă, și spune că experiența de acolo e de neegalat. La 19 ani a luat drumul capitalei. Deși n-ar fi pariat că va rămâne aici, viața a contrazis-o. A devenit omul acela care își face meseria din suflet, performând și în fața camerei și în spatele ei. A venit însă un moment când viața a făcut-o atentă la ea însăși, la faptul că pentru a fi un om de succes, întâi trebuie să fie, pur și simplu. Vă invit să rămâneți cu mine, fiindcă în această seară vom descoperi împreună cum orice cădere poate însemna lecția care duce la un nou început. Priviți spre ecran. Un verdict înspăimântător. E cancer, haideți să facem histerectomie totală. Și asta m-ar fi văduvit pentru totdeauna de bucuria de a fi mamă. Nu știam că există un cancer numit de col uterin. Am avut în perioada post-decembristă 23-24 de miniștri a sănătății. Instabilitatea politică ucide în România zi de zi. Nu puteam să cred că mie mi se poate întâmpla așa ceva. A fost un sentiment de rușine și de vinovăție care te doboară la un moment. Dar stai să zic cum am ajuns eu în situația asta. Adam, Alexandra Stan, Alina Sorescu, Ana Roma, showbizul românesc va fi anul viitor plin de mămici. Astfel de noutăți merită aplaudate. Sanda Nicola și Sorin Duțoiu în scurt timp la Prețuiește Viața. Acum însă sunt onorată să aduc în fața dumneavoastră un om frumos, cu un destin ce nu mai e doar al său, căci după o carieră de artist dedicat trup și suflet publicului, destinul său a devenit parte din viața noastră. În acest om Dumnezeu a pus tot ce e mai bun. Talent, bun simț, omenie, o sensibilitate aparte, verticalitate, discreție, valoare. E o doamnă în adevăratul sens al cuvântului. O respect și am impresia că m-am născut ascultând-o. Am admirat-o dintotdeauna și, la fel ca mine, milioane de români din toate colțurile lumii. Doamnelor și domnilor, e ea însăși o lecție de viață și, văzându-o atât de frumoasă, cu o ținută impecabilă și o voce ca un balsam pentru minte și suflet, nu pot să nu te întrebi când au trecut 54 de ani de carieră.
carieră. Pentru oamenii cu har și cu respect pentru ei înșiși și pentru cei din jur, timpul pare că stă în loc. O invit în scenă pe minunata Sofia Vicoveanca. Da, publicul nostru nu s-a ridicat întâmplător în picioare. Da, mulțumesc tare mult. Vă invit să ne așezăm pe canapea. Da. Vă mulțumesc, bună seara tuturor. Vă rog. Luați loc. Știu că vreți să aplaudați întreaga seară și vom avea și motive să o facem, vă promit. Eu n-am venit cu trestuța goală. Ia să vedem ce ascunde traista asta. În primul rând, câteva lucruri. Cărțile care... semnate Sofia Vicoveanca. Da, sunt ale dumneavoastră. Nu știți câtă sensibilitate și câtă bucurie de a trăi și câtă emoție găsiți în aceste cărți. Dacă nu știți încă, vă sfătuiesc să le aveți în biblioteca voastră. Mulțumesc din suflet. Și pentru că am intrat deja în post, v-am adus câteva colinde și obiceiuri de iarnă din Bucovina. În seara de ajuns, colinde și obiceiuri de iarnă. Și aici? Și o fotografie din culisele emisiunii Odată în viață. Da. Am avut o mare șansă. Odată în viață ai o astfel de șansă de a fi pe aceeași scenă cu doamna Sofia Vicoveanca în încercarea de a cânta moldoviniești. Și m-am bucurat foarte tare. De... Mulțumesc tare, cu tare mult. Cu multă dragoste. Puțin știu că numele dumneavoastră nu se pronunță așa cum o spunem noi mereu, Sofia Vicoveanca, da? Sofia, e corect? De fapt așa sunt de acasă. Adică oamenii în sat îmi spun, că eu vin de lumea satului, Sofia. Și vecinii tot așa îmi spun, dar... Și de ce nu ne corectați? Pe noi, oamenii acum de televiziune, de exemplu. Acum e târziu, după 54 de ani de cântec. Dar am nepoțica cea mare, care o cheamă Ana Sofia, și sigur că la școală se spune Sofia, pentru că sunt foarte multe fetițe cu numele de Ana. Și am spus, tu, când o să te strige cineva Sofia, tu o să spui, nu vă supărați, pe mine mă cheamă Sofia. Și așa face micuța. Deci am avut grijă. Măcar ea. Da. Da? Și Vicoveanca pentru că sunt din Vicov. Sunt un om al Vicovului. Pentru că orice gospodină din Vicov este o vicoveancă, face și altceva. Fiecare face câte ceva ce ne pricepem. Numele dumneavoastră din acte care e? De acasă, Fusa, da, da. După soț, Micu. Și Vicoveanca, n-am niciun act care să... Dacă mă oprește poliția, n-am niciun act să dovedesc. Ați scăpat! Nu știu dacă mai țineți minte de câte ori ne-am întâlnit chiar în acest studio al televiziunii române, dar cu siguranță vă amintiți și poate și voi cei de acasă vă amintiți de ceea ce vom vedea chiar acum pe ecrane. Acum mulți ani, în primul sau al doilea an de surprize, dacă nu mă înșel, l-am surprins împreună pe un tânăr haios care era îndrăgostit de dumneavoastră, pasionat de cântul popular și care, fiindcă nu avea un microfon al său, nu și-l permitea, imagina concerte cântând la furcă. A fost un moment atât de haios încât a fost votat de către public la vremea aceea drept cel mai bun moment al anului. Să ne-l amintim împreună. Priviți spre ecran. Trebuie să vă ridicați într-adevăr ca să o puteți ține. Ia, despre ce? Dumneavoastră, în mod personal, să zic așa, nu ați folosit niciodată furca altfel decât la strânsul fânului? Ba da, foloseam. Câteodată și acum o folosesc ca microfon. Ca microfon. Uite ce-ți propun, Irinel, pentru că știu că tu cânti foarte bine, le cânti și prietenilor, mai cânti câteodată și la petrecere. Eu îți voi da și furca, poți să o ții cu tine. Îți voi da și un microfon adevărat. Vom coborâ împreună. Vei avea la dispoziție un taraf care te va acompania și vei fi vedetă pentru o seară.
doar de tine depinde ca acesta să fie începutul carierei pe care ți-o dorești. Spune-mi, ce-ar zice? Nu plânge, te rog! Irina, o singură întrebare te mai chinui. Ce-ar zice oare Sofia Dicoveanca dacă te-ar auzi? Ai avea curaj să o emiți dacă ar fi de față? Cred că da. Sofia Dicoveanca este aici! Cea mai iubită interpretă de muzică populară din anul 2004 este Sofia Dicoveanca. Bună seara, frumoasă doamnă! Felicitări, trofeul e al dumneavoastră. Vă mulțumesc mult! Vă invit în dreptul inimii, pentru că, de altfel, dumneavoastră ați mizat în tot ce ați făcut pe inima românului. Aveți o carieră în care ați fost foarte aproape de sufletul românului. De fapt, care credeți că a fost tatuul dumneavoastră? Cred sinceritatea și dăruirea totală. Acum realizez, peste ani. Mulțumesc mult pentru... M-ați răscolit. Mulțumesc. Puteți rămâne în picioare, mulțumesc, pentru că văd să vă ridicați la fiecare secvență. Da. Să fii votată drept cea mai iubită e și o responsabilitate, nu doar o bucurie. Ce sentimente trezește în inima dumneavoastră de artist? Responsabilitate, dar vreau să vă spun, pentru că țărișoara noastră, atâta cât fel de, avem zone folclorice diferite. Fiecare interpret poate fi primul. Deci, cred că e greșit atunci când alegem pe unul cel mai cel. Unul este mai liric, unul este mai profund, altul este mai dinamic, altul este mai expresiv. Așa că eu mulțumesc, m-ați răscolit. Ce am văzut, mulțumesc tare mult. M-ați întors în timp și vă mulțumesc mult. După acte, v-ați născut în Ucraina, nu-i așa? Cum da, eu până la Revoluție, în pașaport și în buletin, eram născută în URSS și acum sunt născută în Ucraina. Dar cum se face? Pentru că părinții mei, deci, într-adevăr, am văzut lumina zilei dincolo de Sârma Înghimpată, la Toporăuți, pe lângă o localitate de lângă Strujneț. A avut casă, povestea este, eu am mai povestit-o, dar, pentru că suntem într-o emisiune specială, eram mică, n-am amintiri de atunci, pentru că, mă rog, anii curg și lasă amprenta pe fiecare, dar au venit evenimentele, tatăl a fost concentrat, a plecat în război, mama, având una numai pe mine, a îngropat toate bunurile și ne-am refugiat la o mătușă la Bivolărie, Bicov de Sus Bivolărie. Crezând că apele se vor limpezi și că vom reveni acasă, vom dezgropa și vom relua firul vieții. N-a fost așa. Adică? Am rămas cu ce... S-a pus graniță. Și am rămas și cu tata ce s-a întâmplat? Tatăl a fost prizonier mulți ani și a venit când eram deja mărișoară. Eram la școală când a venit tatăl meu. Ați știut că tata este în viață în acei ani? Am în avut care o perioadă că nu mai știam nimic de el. Mama era în sat numit refugiata și văduva. Mi-aduc aminte că am amintiri. În cărțurile astea o să găsiți că am și parte de proză. Mi-aduc aminte că primeam pachete de la american. Și ajutoare. Ajutoare, da? Cum se spune. Bine, cu bunătățuri, cu conserve, dulciuri. Mama îmi dădea pe zi atâta bucățică de ciocolată. Este o amintire tristă și, nu știu, pe mine mă înfioar, mi-aduc aminte și mă răscolește. Îmi luam acea bucățică de ciocolată și mă refugiam undeva, mă ascundeam și stăteam așa și cu limba o pipăim, o bucată de zi. O savurați. Ca să nu se ducă, să nu se termine repede. Acum pot mânca
cu sacul, dar mă îngrașă și nu vreau. Da. Tata a plecat în război, da. Apoi a fost într-un lagăr de concentrare. Da, în Baku, da? În Baku. Și în acei ani, practic, n-ați avut nicio veste de la el. N-am avut. Și a venit și a spus, eu sunt tatăl tău. Asta s-a întâmplat într-o zi, când deja erați adolescentă, mă numesc, Nu, eram școlăriță, în primele ani de școală. În primele ani de școală? Da. L-ați recunoscut pe tata? A venit direct la școală? Încă ceva, multă lume, chiar la diverse televiziuni, mi se cer poze din copilărie, eu nu știu cum am arătat. Am fost necăjită și n-am niciun, nu știu cum am arătat și poate că e mai bine. Că și așa nu are grozav și nici amu. Așa că e mai bine. Ce ba, să fac acum? Ce să fac acum? Să vă mint? Să vă dau dreptate mințindu-vă? Nu, pentru că eu arăt foarte bine că nu e întuneric și de la departare. Doamnă, că tot ați atins subiectul. Eu nu vreau să rup firul poveștii. Dar dacă tot ați atins subiectul acesta și sunt atâtea femei care ne urmăresc acum de acasă, vreau să știu, sunt și eu femeie, vreau să știu să trec prin viață frumos. Care sunt secretele dumneavoastră? Munca. Cum vă îngrijiți tenul? Oh. Cum vă îngrijiți ținuta? Pentru că aveți o atitudine specială, recunoscută de altfel și că aveți cunoștință de asta. Aveți spinarea dreaptă mereu, gâtul. Așa sunt cred că, româncele. Eu cred că vă ajută mărgele. Asta este secret. Nu, româncele sunt foarte... Sanzoșe, mândre, da? Da, sunt verticale. Vreau să vă spun ceva. Pentru că înainte de a intra la dumneavoastră în studio, am urmărit că avem un băiat acolo care din bobițe de cafea va crea, nu știu, un peisaj. Da. Așa. Eu vreau să vă spun, bucovinencele, din mărgele multicolore, ele creează o grădină cu flori pe altiță. De contur, umbră la floare și la frunză, fără să aibă un model, este nemaipomenit. Oare care femeie de lume mai poate să facă așa ceva? De ce să nu recunoaștem munca gospodinerilor noastre, că sunt harnice, pricepute, cu migală și cu foarte mult bun gust? Și mândre, și mândre noastre. Femeie. Foarte mândre. Istoria mărgelelor pe care le văd mereu în alte culori, dar cu același model? Am o fată, este o moldoveancă stabilită la Brașov și îmi face rost de mărgele. Și mulțumesc pe această cale că mă îmbogățește garderoba. Da, este singura mea podoabă. Aveți o grijă specială de tenul dumneavoastră? Vă invidiez. Cum faceți să arătați atât de bine? Aveți la mea chiar fete foarte pricepute. Nu e adevărat, eu am văzut-o și fără machiaj. Da, grija. Da. Să dau aici pe față ce trebuie să faci. Da, dacă e o rețetă care ne poate ajuta de ce. Da, uleiul de măsline cu busuioc uscat se pune și se, chiar dacă nu ne machiem, doamnelor, dar peste zi adunăm praf și ne ștergem, ne curățăm fața, cu busuioc uscat. Așa. Iaurt. Miere de albine ca să fim proaspete. Deci totul natural. Absolut. Nu dau bani pe să nu se supere cei din comerț. Așa. Da. Și grijă, eu nu cred în femeile care zic că n-am vreme de mine. Nu. 10 minute trebuie. Nu mai mult. Dacă vrei să fii faină. Da. Da. Și sunteți faină. Da, mulțumesc. Faină. Da. Pentru vârsta care o am, mulțumesc lui Dumnezeu cum mă ține pe picioare. Bun, mulțumesc. Cum vine treaba asta? Vă rog să-mi spuneți. Nici nu mi-a venit să rostesc 54 de ani de carieră. De cântec, da. Când au trecut acești 54 de ani și unde îi ascundeți? Pentru că nu-i vedem. Întraistă. Întraistă asta, da? Nu, să vă spun pentru că chiar acum sunt în pregătire cu un nou material. Cu lăutare. Chiar Nicolae Bodros mi-a trimis negativele ca să mă pregătesc. Sigur că cum le-a prelucrat, el o trebuie să mai schimb, să mai adaug, să mai scot din text și să mă țină Dumnezeu, să-mi sune glasul și să iasă ca lumea. Sunt lucruri neștiute, nevăzute, necunoscute, așa cum am obișnuit-o până acum. Dar nu mă întrebați cât am răscolit și cât am căutat. Nu se mai găsesc. Bătrânii au plecat. Asta face un artist cu adevărat valoros. Dacă vrea să-și păstreze cărarea lui. Corect.
Da. Mi-ați amintit de maestrul Botgros și mi-ați amintit de o dată în viață. Oh. Mi-ați dat o mare șansă. Șansa de a îmbrăca unul dintre costumele populare din muzeul, pentru că are un adevărat muzeu, Sofia Vicoveanca. Vom ajunge și la momentul în care vom arăta imagini din muzeul său. Și nu doar să îmbrac acest mândru costum popular, ci și să cânt alături de domnia sa, să încerc să cânt, să fiu mai sincer. Vreți să ne amintim de momentul acela? Să ne distrăm puțin, a făcut deliciul publicului, privit spre ecran. Dar numai către seară vine și mă strâng afară și-am diri-diri-diri-dira. S-a venit pe el la poartă ca să te sărut odată și-am diri-diri-diri-dira. O, dar cuvinte și ori și-am diri-diri-diri-dira. Că din asta n-ai să mori și-am diri-diri-diri-dira. Mână s-a aruncat pe de fântână și-am diri-diri-diri-dira. La canerii cu lușul afară, iunicușă și-am diri-diri-diri-dira. Iunicușul-i cu vișină și-am diri-diri-diri-dira. Și dintre la fântână și-am diri-diri-diri-dira. Deci se poate! Cei de acasă nu m-au crezut că acelea e chiuitul meu. Așa că o să fac o demonstrație. Mi-a spus să stau poze pe bandă. Ei bine, nu. Da. Vreau tare mult să vă mulțumesc. Asta e chiar o amintire pentru o viață de împărtășit cu copiii, mai apoi cu nepoții. Absolut. Și pentru mine de fiecare dată. Pentru că eu spun așa, întotdeauna când intrăm, fie într-un studio sau în orice spectacol, așa, la o petrecere, noi intrăm în examen. Pentru că așa cum nu se nasc oamenii toți într-o zi, așa nu gustă la fel lucrurile. Și ca să nu stric seara cuiva, când intru... De obicei sunt invitată surpriză și să nu strâng cuiva seara, că poate nu mă place. Eu trebuie să am foarte mare... Vreau să-l văd eu pe ăla care nu vă ziceți, nu băgați mâna în foc. Și atunci am foarte mare grijă și, cred că n-ar trebui să spun, la emoții mi străcesc palmele și plâng. Sunt înghețate acum. Și plâng palmele are mele. Are mari emoții. Da, am. Mai ales că este emisiune în direct. E un microfon, este un foarte bun prieten și totodată un mare dușman. Strângi cu putere, nu? Da. Și maschează emoția. Da, eu vreau să vă întreb ceva. Mi-ați spus că sunteți bunică, da? Da, sunt mămucă. Da, o bunică, o mămucă modernă din moment ce tastați toată ziua pe calculator. Nu. Cum nu? Nu. Păi cum ați scris cărțile astea? O poveste. De mână? Bine, de mână, sigur, că sunt între, doar nu iau după mine mașina de scris. Una că am avut mașina de scris și mi s-a stricat. Soțul meu, Dumnezeu să-l odihnească, a fost ziarist. Un ziarist foarte vertical și foarte bine pregătit. El mi-a dirijat lectura. M-a făcut să-mi placă să citesc, să descoper lumea din cărți, să tânjesc să fiu ca nu știu cine sau să mă lase fără replică. Dacă am în casă, am costume, cântece și o cameră tixită cu cărți până în tavan. Pe nu știu câte rânduri. Bun, și da. În camera aceea înțeleg că nu există un calculator. Deci... Nu, dar nici nu-mi place. Nu sunteți la modă, din punctul ăsta de vedere. Da, eu am spus la modă. Și atunci, dacă vin pe o pinci, cum sunt la modă? Am înțeles. E și asta o modă. Da, așa. Moda se schimbă mereu. Da, știu, ar trebui așadar, să fie la mașina de scris. Aceea de s-a stricat. Am dus undeva mai zilele trecute și trebuie să mulțumesc pe această cale, domnule, pentru că am ochi de soacră. Așa. Și am văzut într-un colț o mașină veche. În casa cuiva? Nu, într-un birou. M-am dus la o asigurare, nu știu dacă trebuie să spunem, că știu că trebuie avut grijă ce spunem. Așa. Și am spus, ce faceți cu mașina aia? O mașină de scris clasică, de pe vremuri, da, într-un birou de asigurări.
Da. O fi fost vreun colecționar omul, că altfel nu înțeleg. Toată lumea scrie la calculator. Nu era, da? Nu era biroul directorului. A. Mașina era directorului. Bun. Și întrebe băiatul care, mă rog, completa acolo, zic, ce cu aceea? Zice, ia domnul director, și nu-i domnul director, e plecat, dăm numărul de telefon. Nu, doamnă, nu pot, te rog, eu vorbesc în fața dumitale, eu nu-l vrăjesc al pe el. Dăm numărul de telefon. Mi l-a dat, mă rog, m-a confundat cu altcineva și am spus, nu, eu sunt cu Tărică și sunt în biroul la dumneavoastră aici. Și am văzut o mașină, nu mi-am împrumutat. Ba da, doamnă, dar nu știu dacă mai are banda, dacă e bună, dacă o fac mergi. Eu. O fac eu. Și am ieșit. Și acum vreau... scrieți deci la o mașină de împrumut. Și încă ceva. Așa. Pentru că am luat eu cutiuță foarte mică cu mașina și am ieșit. Și mă întâlnește o doamnă care mă știe foarte bine. Sofia, tu ți-ai pus lentile ca ai ochii albaștri. Mi-am spus, nu, când sunt fericit, mi se deschid ochii. Pe cuvânt, și când sunt trist, mi se întunecă. Pe cuvânt, nepoțica mea, cea mică, spune, mămucă, tu ai nuanțe din curcubeu la ochi. Vreau să vă spun un lucru pe care poate unii dintre voi nu-l știți. A jucat în 5 producții cinematografice și tare mi-au plăcut mărturisirile pline de bunul simț care vă este atât de familiar. Lăsați-mă să citez pentru cei de acasă. De fiecare dată când jucam aveam mari emoții. Să nu stric jocul actorilor adevărați, spune Sofia Vicoveanca. Eram atentă să nu țâșnesc în frunte, să fac totul cu măsură, așa cum spunea odinioară mama. Regizorul spunea că fac note aparte, că nu sunt actriță, dar fac atmosferă, aduc echilibru în echipă. De obicei, un actor își creează un anume stil. Ori eu nu aveam niciun stil. Am avut numai roluri de văduvă și de țărancă. Când am aflat că voi fi împărăteasă, am rugat regizorul să aibă grijă să nu-mi scape vreun gest de țărancă și să stric totul. Da. De 12 ani sunteți singură. Soțul, precum spuneați, nu mai este printre noi. Ați suferit tare mult după omul acesta, care a fost omul vieții dumneavoastră. Da. Dar aveți un băiat împreună, aveți și o nepoțică. Două nepoțele. Da? Două nepoțele, normal. Să vă trăiască. Ana Sofia și Maria Cătălin. Să vă trăiască. Mulțumesc, la fel pentru Violeta. Cu nepoțelele ați fost vreodată în satul dumneavoastră, în casa aceea pe care ați transformat-o în muzeu? Sigur că da. Sigur. Îi rog pe colegii mei să ne dea și nouă câteva imagini. Pentru că vei și cu păreri. Mămucă, aici ar trebui altfel un pic. Ia să vedem ce e acolo. Ați pătruns la mine în muzeu, în expoziție, că muzeul e prețios, prea. Vă dă forța interpretativă inegalabilă. Nu s-a mulțumit numai să poarte straiul bucovinan, ci să cânte de la 18 ani, ce a scormonit după folclor autentic întreaga Bucovină. Apoi a colecționat peste 150 de costume populare ca o adevărată expertă, după ce a învățat chiar ea tainele, într-adânc păstrate ale confecționărilor. Și le-a expus acasă la Vicovul de Jos. Fiecare costum are o poveste pe care nimeni nu o poate spune cu mai mult farmec și căldură decât ea însăși. O să vă spun cu sinceritate că îmi propun să ajung acolo și să aflu povestea costumelor. O să vă placă. Nu mă îndoiesc, numai din câteva imagini. Nu mai pot fi îmbrăcată. Vreau să vă spun că a fost o nuntă la Vicov și la noi, chiar mă bucur, la noi se pun la nuntă câte 10 nanașe, 10 nanașe. Deci un alai noi de nanașe. Și e un obicei la altar, când însoțesc miri în alai, să fie în costume populare. Și au venit la mine pentru... Și am spus, alegeți-vă, dați rupte, doamnă. Apoi ce să vă fac? Eu și peste 100 de ani, da? Nu știu cât au, dar o cămașă, multe le-am îmbrăcat eu. O cămașă poți să îmbraci de două ori cel mult, spălată, deci nu rezistă, chiar dacă o spăl așa... E lucrată tare fin, da? Și cu... Și asta are găuri. Da. Dar e faină și mi-e drag, are găuri, nu arătați găurile. Da? Și aici... Experții noștri au ridicat o mână și o să începem cu Sorin Duțoiu. Să vedem ce are să vă spună. Priviți către colegii mei. Sorine, te ascultăm. Bună seara, sunt încântat să vă cunosc. Vreau să vă spun că am apreciat din totdeauna artiștii originali, din toate punctele de vedere și în mod special pe dumneavoastră, pentru că v-ați creat un stil unic, inconfundabil, inclusiv mulțumită mărgelilor pe care le purtați la gât. Și tocmai de aceea vreau să vă ofer un dar de care sper să fiți încântată.
colega noastră de la TVR, cea care prezintă emisiunea Limba Germană și emisiunea Vreau să trăiesc sănătos, este și designer de bijuterii. Și este prezent în această seară alături de noi ca să vă dăruiască un colier special, unicat, creat special pentru dumneavoastră. O invit în platou pe Sonia Argint Ionescu. Sonia e aici alături de noi. Bună seara, Sonia, te rog. Vă mulțumesc. Bine să vă cunosc. Ia să vedem, ce ascunzi în cutie? Am adus aici un colier făcut special pentru dumneavoastră. Este în culori, în alb și negru, culori clasice, wow. Care sper să vă placă. E cu adevărat prețios. Da, 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 da. Sper să vă placă, sper să-l purtați. În toată inima. Și să mă colesc la lume și am să spun că l-am primit la prețuiește viața. De la o doamnă faină. Mulțumesc. Sonia este creatorul acestei acestor bijuterii. Draga mea, nu vreau să te las să pleci până nu-mi povestești foarte pe scurt două vorbe, să vedeți ce treabă frumoasă fac colegii mei de la TVR2. E o campanie minunată pe care o pregătiți pentru Crăciunul ce se apropie. Da. Este campania Ia-mi acasă de Crăciun, o campanie social-umanitară în care împreună cu mai mulți colegi sunt implicată. Ne-am propus să vă convingem și pe dumneavoastră, pe cei de acasă, să luați acasă un copil care, din păcate, nu a avut parte de o familie și să-l primiți în sânul familiei dumneavoastră, să-i oferiți o mică vacanță. Măcar de Crăciun, este nu? Un gest mic, dar care contează enorm prin comparație cu o atitudine pasivă. Să facem ceva este tot timpul mult mai bine decât să nu facem nimic, desigur. Așadar, urmăriți această campanie care se numește Ia-mi acasă de Crăciun. Intrați pe site-ul tvr.ro unde puteți afla absolut toate informațiile de care aveți nevoie. Îți mulțumesc! Mulțumesc, draga mea! Mulțumesc! Să mă folesc cu ele! Luați loc! Mergem mai departe. Nu scăpăm atât de ușor. Specialiștii noștri mai au să vă spună și alte lucruri. Eliza? Andreea, eu am primit taine în adânc păstrate înaintea ta. Aha. Și de am la, și o dedicație de la doamna și o Sofia poveste, Vicoveanca, doamna, da? Sofia Vicoveanca. Vă amintiți într-o dimineață tare ploioasă la Muzeul Țăranului Român, când împreună cu dumneavoastră lansam o campanie în care îndemnam românii la cumpătare. Da. Și mi-ați scris foarte frumos aici pentru Eliza tot ce-i mai frumos pe lume. Iubire, cu litere mari. Avem nevoie. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru această carte. Ea e făcută din iubire. Și totodată vreau să vă îndemn să îi mai faceți o vizită domnului director de la firma de asigurări, să-i dați mașina de scris înapoi, pentru că în seara aceasta avem noi una pentru dumneavoastră, pentru următoarele cărți pe care le veți scrie. Una de colecție, vino Omar, de colecție, în stare perfectă de funcționare. Mulțumesc mult! Luați loc, luați loc, o așează Omar lângă dumneavoastră. Avem și primele rânduri, da, cu drag, din partea echipei Prețiește Viața. Da, merge. Și noi vă mulțumim tare mult și vreau să vă spun un lucru. Sunteți un simbol pentru noi și sunteți o voce, așa cum spunea și Sorin, inconfundabilă. Nu putem face nicio paralelă cu o altă voce din România sau din alt colț de lume. Vreau tare mult să primiți în seara aceasta, în semn de prețuire din partea noastră, trofeul Prețuiește Viața. Vă mulțumim pentru ceea ce sunteți. Mulțumesc tare mult, Amelia. Să vă dea Dumnezeu sănătate și forță în toate. Mulțumesc tare mult, mulțumesc din nou. Să-și facă loc trofeul acesta în muzeul acela al dumneavoastră, pe care abia aștept să-l văd. Să știți că am o cămeruță acolo, la Vicov, unde am o să-l așez și de la surprize trofeul. Tot da. Acolo este, da. Vă mulțumesc și foarte multe diplome, toată munca mea este acolo. Vreau să vă mai întreb un singur lucru în încheierea discuției noastre din seara aceasta. Ce înseamnă generozitate? Sau, să o luăm altfel, dacă ar fi să priviți acum, în acest ecran, calitatea aceasta, generozitatea nu vă lipsește. Și dacă ar fi să priviți în ecran, către cei de acasă, și să faceți poate un apel, poate aveți
un matur, un copil, o familie către care gândul dumneavoastră pleacă și ați vrea să-i ajutați mai mult decât au fost poate sprijiniți până acum. Pentru cine ați face acest apel? Știm cu toții că avem foarte multe cazuri în țară. De-aia și dar, nu știu, mă duce gândul la un caz acum câțiva ani, un coleg de-al meu de cântec, Dan Doboș, mi-a povestit de o familie de la Coțușca Botoșani, familie cu 5 fetițe, mama s-a stins în, chiar în ajun de anul nou și cea mică, cred că avea câteva luni, eu nu le-am văzut niciodată pe aceste fetițe. Cea mare avea 11-10 ani, nu știu, 5 bobițe într-o păstaie, cum ar veni, și a rămas tata cu 5 fetițe. Povestindu-mi acest caz, colegul meu, Dan Doboș, m-a impresionat foarte tare și am venit la București și am povestit băiatul meu și nurorii mele. Și vedeți imaginea de pe ecran? Eu aveam o poză, că am rugat să-mi trimit o poză acestea, cu fetițele. Uitați-le, fetițele eu le port între stuța mea. Da. Și, prima era Luca, aia mare. Nu și le-ați întâlnit, dar le cunoașteți la distanță. Le știam după nume. Știu că una e Roxana, dar nu știu care. Cea mare știu că este Raluca și cea mică este Dumitrița. Restul nu mai știu cum. Una e Roxana, nu mai știu. Faceți un apel acum către cei din satul lor. Poate că nu toți le știu povestea destul de bine. Ba. Cum ar putea să-i ajute? Un tată cu 5 fetițe? După moartea mamei se descurcă greu, bănuiesc, nu? Când e să ajuți, cred că nu e nevoie de un îndemn. Mai ales cunoscând situația. Pe mine m-a impresionat și atunci mi-am cunoscut copiii și au spus băieții mei așa, toate lucrurile aici, fetelor, de iarnă, de vară, se poartă, nu se poartă, mi-s largi, mi-s strânte aici, tot grămadă. Și am ales, am adus acasă. Vreau să vă spun, acum asta nu-i laudă, dar trebuie să-i mulțumesc și lui Daniela Conturache și Laura Labrică, și ei au contribuit la mașina de spalat. Și de curând, mulțumesc domnule care a fost alături de mine și m-a înțeles, am trimis niște lemne, că acolo nu sunt lemne pentru iarnă. Sunteți îngerul lor păzitor, practic, nu i-ați întâlnit. Nu i-am întâlnit, nu. Poza mea a trimis-o, că am rugat, am așezat, vreau să văd fetițele cum arată și mi-a trimis o poză. Vreau să vă spun ceva. Acest tată are un respect și o venerație pentru dumneavoastră pe care n-a putut niciodată să o exprime direct. Și tocmai de aceea vreau să vă spun că el se află acum în sală, v-a ascultat întreaga poveste, este în această parte și o rog pe colega mea Camelia să îl aducă. Vrea să vă spună direct, ochi în ochi, mulțumesc! Bună seara, domnule Simirat, bună seara! Bună seara! Cu cine au rămas fetele acasă? Cu cine sunt fetele acasă? Sunt și ele aici? Cu o vecină, cu o vecină. Luați loc, luați loc, luați loc. Domnul vrea, dați-i dumneavoastră microfonul, vrea să vă spună două vorbe, vrea să vă spună mulțumesc. Mulțumesc, doamna Vicoveanca, pentru tot ajutorul care l-a dat nouă. Este exact ca o mamă, mai bună ca o mamă. Cel puțin nici eu nu o cunosc bine pe mama mea și nici copiii n-au apucat să o cunoască pe mama lor așa bine. Cea mică, cel puțin, continuu, mă întreabă, tată, doamna Vicoveanca, este mama noastră cu adevărat. Măi, ține locul la mamă, dacă nu este mama voastră, ține locul ca pentru mama voastră. Doamna ne-a ajutat continuu. Vreau să vă spun ceva, doamna Vicoveanca, vă rog tare mult, îi rog pe colegii mei să ne facă loc, să priviți acea poartă care se va deschide în cele ce urmează și dincolo de ea, deschideți poarta, vă rog. Le veți vedea pe cele 5 fetițe? Dumitrița, Roxana, Gabriela, Oana și Raluca. Atât de mici, adu-mi te rog microfonul, atât de mici și atât de frumoase, îmbrăcate în costume populare și cu trei stuța, pentru că
Da, are mărgele ca și cele pe care le-ați primit dumneavoastră, pentru că sunteți modelul ei în viață. E îmbrăcat așa cum vă îmbrăcați și dumneavoastră. Vrea tare mult să facă mai mult decât atât. Să vă fac o surpriză în versuri. Vă rog să ascultați. Te ascultăm, draga mea. Ce sunt? Sunt un fir de praf minuscol pe acest pământ în univers. Ce-a fost strâns de un vehicol în lumea asta fără sens. Ce ne mai zbatem să fim noi când totul e fără zi de sus? Că e un vânt sau un noroi, contează un cufir în plus. Versurile aparțin Sofiei Vicoveanca. 5 fetițe frumoase, 5 piticuțe atât de dragi nouă. Știți ce vă rog? Aș vrea tare mult să luați loc pe canapea, colegii mei vă vor conduce, iar dumneavoastră rămâneți cu mine, da. Pentru că eu cred că ar fi tare mult să răsplătim efortul fetiței cu o poezie din partea dumneavoastră. Noni e aici să vă acompanieze. Îl aveți aici, sigur. Sofia Vicoveanca și versurile proprii. Este o poezie care ne îndeamnă la iubire, la generozitate, la iertare. Ne aflăm în postul Crăciunului și poate pică bine această poezie pe care am intitulat-o simbolic Va trebui să dăm socoată. Se așterne peste timp uitarea, cum frunzele aștern cărarea. Cu fiecare clipă trecând, cu toți ne ducem, rând pe rând, să ne iubim, să ne iertăm de aici cu noi, nimic nu luăm, doar sufletul împovărat și chinuit de greu păcat. La judecată vom sta în rând, sătulul lângă cel flămând, prea plinul lângă suferință, răsfățul lângă umilință, egali. Cum n-am fost pe pământ, toți vom depune jurământ în fața Domnului. La judecată va trebui să dăm socoată. Vă mulțumesc tare mult și vă rog dragoste. Să veniți acum alături de fete, pentru că am două vorbe să le spun și lor, vă rog. Da. În prezența dumneavoastră și nu altfel, așezați-vă lângă ele, aici vă e locul. Cred că mai bine dau voie specialiștilor noștri să le dea câteva vești. Încep cu Dana, cu juristul nostru. Te ascultăm, Dana. Cazul dumneavoastră de familie cu copii și un singur părinte poartă denumirea în termeni juridici de familie monoparentală. E bine să știți că un părinte ce îngrijește singur de copiii săi are dreptul la anumite beneficii din partea statului și mă gândesc aici în primul rând la alocația de susținere pentru familia monoparentală. Despre aceste drepturi vreau să discut cu dumneavoastră pentru a vedea dacă familia dumneavoastră beneficiază de toate facilitățile acordate de stat pentru familia monoparentală. Așadar, ne auzim săptămâna viitoare pentru a discuta concret. E cazul să aveți un om priceput într-ale legislației alături, care să vă sfătuiască cum e mai bine pentru dumneavoastră să mergeți înainte. Merg mai departe la domnul doctor. Mă bucur să văd aici 5 surori frumușele de care tatăl lor are atât de multă grijă. Dacă medic însă, aș dori să fiu convins că fetele se dezvoltă armonios în viitor și că vor fi sănătoase. De aceea, cred că este oportun o evaluare medicală într-o secție de specialitate, în clinica de endocrinopediatrie a Institutului Național de Endocrinologie CEI Parcon, unde doctorița Camelia Procopiuc și împreună cu colectivul dânsei le așteaptă pentru o evaluare medicală completă. Așa că mâine dimineață mergem să facem un control medical complet. Eu vă mulțumesc. Ceea ce ele n-au avut până acum. Mulțumesc tare mult, domnule doctor. Ramona, Eliza și Sorin fac echipă pentru o veste mare pentru voi, formată din mai multe vești mici, da? Priviți cu atenție. Cu cine începem? Ia să vedem, cu Eliza. Ca întotdeauna cu mine, eu m-am gândit că e bine să le umplem casa, mai ales acum că vin sărbătorile, așa că pentru 5 fete cu cuiete vă rog să deschidem poarta. Deschideți poarta, priviți. Și ce vedem noi aici? 5 pătuțuri, exact ca în albă ca zăpada. Cu 5 bilote moi și perne, cu tot ce trebuie în ele, un dulăpior plin cu hainuțe,
pregătit pentru voi și nu în ultimul rând o cămară plină, plină, plină pentru sărbători și aș vrea să mulțumesc prietenilor de la Olimpia, Aci Badem, Dacia Plant și Titan, domnului Gheorghe Carud din Brăila, Mini Pri, Nickstar, Turda și Mob Evolution Cluj, precum și site-ului lingerie.ro. Precum vedeți, proviziile nu vor avea, cămara dumneavoastră e mai mică decât volumul proviziilor pe care noi vi le-am pregătit. Aveți de toate, să depășiți întreaga iarnă, aveți tot ce vă trebuie acolo pentru fetițe. Mergem mai departe? Cine? Eu. Completează, Sorin? Pentru că știu că sunteți fetițe talentate și silitoare la școală, o să vă ofer un computer nou-nouț, un stick de internet cu acces nelimitat timp de un an de zile și un ajutor financiar de 3.000 de lei din partea domnului primar Dan Vezeteu din comuna Coțușca, județul Botoșani. Mulțumim magazinului Vendaria și Vendaria.ro. Eu vă mulțumesc în toată inima pentru generozitate. Bucurați-ne sufletele. E atât de important că tatăl are grijă ca ele să meargă la școală, să se țină de carte. Da. E conștient de faptul că doar astfel au cu adevărat un viitor. Ramona? Și pentru că sunt fetițe silitoare, eu le-am pregătit 5 ghiozdănele cu cărți, cu rechizite, pe care le vedeți pe pătuți. Și penare, caiete și mulțumim pe această cale de pe Collection și editura Litera. Mulțumim să vă bucurați de ele. Haideți să mergem, haideți să mergem cu toatele în cămăruța voastră, da? Da, mergem împreună. Le iau, iar dumneavoastră rămâneți aici în scenă. Da, au nevoie de încurajare, e adevărat. Veniți cu mine, ha! Ușor. Da, te rog, te rog, te poți conduce. Și tatăl și fetițele merg în camera lor. Curaj, cu curaj, le lăsăm să se pregătească. Vă rog, dați imagini din camera fetițelor, vreau ca ele să se bucure de daruri. Vor reveni, închidem porțile, le lăsăm acolo, în intimitatea noilor camere pe care am gândit-o aici, în studioul nostru. Și vreau tare, tare mult să merg în câteva clipe la artistul nostru. Pe dumneavoastră vă las să vă pregătiți. Eu vreau să mulțumesc în toată inima pentru ce ați făcut, pentru aceste suflete. Acum le-am văzut prima dată, deci m-am arătat cum nu am mai poza. Mulțumesc din inimă, așa parcă m-ați îmbogățit pe mine. Cu mare drag. Oricum mai aveam, eu mai aveam un pachet pentru ele acasă. La fix atunci. Două clipe doar vă las, știu că vreți să vă pregătiți, aveți nevoie de un respiro. Eu merg aici la artistul nostru, ia să vedem ce a ieșit. Te rog tare mult să descrii și vreau să-l rog pe colegul meu să vină alături de mine. Ce a ieșit? Minunat. M-am inspirat pe ideea că am înțeles că imediat o să avem prima parte de prima zăpadă. Așa e. Și exact asta am vrut să fac. Prima zăpadă. Vă vine să credeți ce minune a putut să iasă din boabe de cafea, pătrunjel, mărar, fructe de pădure, scoici, creioane, o ferie de portocale, paste. O minune! Îți mulțumesc din tot sufletul, Daniel Rădulescu, un artist care face lucruri inedite folosindu-se de ingredientele din bucătăria fiecăruia dintre noi. Numai bine, succes! Îți mulțumesc tare mult! Mulțumim și prietenilor noștri Sport Couture, Cristalini, Trends by Adina Buzatu, Stilolux.ro, Mihaela Drafta, Balița și Danța. Și o las acum în lângă dumneavoastră, pe scena Prețuiește Viața, pe nimeni alta decât iubita noastră Sofia Vitoveanca. Dar tot
ne-a zis vecina mea, măi, când s-a tăluc lumea, mă greu lumii. Cu dulce tânde și când nori noi aveau lumii. Dar la tânde și eu cu dulce graite stândi lumii. Grăiți și rău și bunul și cine o trecut pe drum o plumii. Și de bine și de rău și de mici ești meu o plumii. Dar și de bun și de altul până m-o grăită statul. Vă mulțumesc din toată inima. Am început cu un moment extrem de frumos alături de Sofia Vicoveanca. În scurt timp, un subiect sensibil și o supraviețuitoare vorbindu-ne despre limite, despre viața de dincolo de cea mai grea cumpănă, despre cunoașterea de sine și necesarul echilibru minte, trup și suflet. Priviți spre ecran. Întoarcem, dragi prieteni, după o scurtă pauză, aici, unde învingătorii cunosc zâmbetul și soluțiile frumoase din viața lor. Vă aștept în câteva minute la Prețuiește Viața. Size.
Anda Adamu, Alexandra Stan, Alina Sorescu, Ana Roma, showbizul românesc va fi anul viitor plin de mămici. Astfel de noutăți merită aplaudate. Se află în sală și vreau să o invit alături de mine. Este o supraviețuitoare și o mămică învingătoare, care știe atât de bine sensul cuvintelor prețuiește viața. Se numește Daniela Macovei. Daniela, te rog, vino alături de mine. Bună seara! Mă bucur că ești alături de noi. Te rog să ne așezăm, da? Ia loc. Microfonul acesta ți aparține. Ia loc. Ne aflăm acum în fața unei povești de viață care până la un punct a fost una absolut normală, ca celor mai mulți dintre noi în ziua de astăzi. Serviciu, serviciu și iar serviciu. Și din păcate prea puțină viață personală. Cum arăta mai exact viața ta, Daniela? Acum un an, să spunem. Acum un an, viața mea devenise mai normală decât acum 2 ani. În sensul că încercam să mă bucur de viață și să descoper, poate pentru prima oară, sensul adevărat al vieții. Încercam să mă bucur de apariția, după 11 ani de așteptare, a fiicei mele, Ilinca Maria, în viața noastră. De ce spui după 11 ani de așteptare? Ce s-a întâmplat în acești 11 ani? Nu puteai să ai un copil? Nu se întâmpla, pur și simplu? Nu se întâmpla. Și ca și tine și ca multe femei dintre noi, active, știm că atunci când muncești 14 ore pe zi, nu poți să ai un copil atunci când îți dorești. Așa cum îmi vorbește un bun prieten al meu, dacă îmi dai voie să-i spun numele, doctorul Daniel Merat, îmi spunea că un copil nu poți să-l pui în agenda de lucru. Așa e. Nu poți să-l programezi. Nu poți să-l programezi. Copilul te găsește pe tine și Dumnezeu alege clipa când el vine în brațele tale. Cu alte cuvinte, viața nebună, să spun așa, pe care o aveai înainte. Erai un om foarte activ, făceai campanii naționale, făceai planuri pe 5 ani, de acum înainte, cel puțin. Vedeai lucrurile de multe ori matematic. Toate astea îți dădeau puțină vreme pentru tine, pentru familia ta, pentru grijile tale de femeie, pentru casa ta și pentru sănătate, din păcate. În primul rând, pentru sănătatea, Andreea, pot să spun că este pentru prima oară și de data asta Dumnezeu a vrut să se întâmple așa și am să povestesc în câteva cuvinte. Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce mi s-a întâmplat și pentru ceea ce mi se întâmplă astăzi, pentru că așa m-am descoperit pe mine și am descoperit că poți să trăiești doar dacă tu existi și dacă tu ai cu tine un dialog în propria-ți oglindă. În momentul în care pierzi imaginea din propria oglindă, nimic nu te mai poate prinde din urmă. Așadar, ai trecut peste momentul greu în care nu puteai să ai un copil, ai făcut tratamente, a venit această fetiță minunată în viața voastră și v-a deschis un alt orizont, dar o altă veste, în privința sănătății tale, ți-a dat cu totul viața peste cap, la un moment dat. Cum ai aflat și ce ai aflat, de fapt? În 28 martie, la o zi după ce am sărbătorit foarte fericiți ziua de naștere a mamei mele, de data asta cu nepoțica la masă, am aflat că am cancer de sân. A fost pur și simplu o întâmplare în a convinge un medic să-mi spună ceea ce se întâmplă. Aveam un nodul. De 8 luni de zile încercam să aflu ce se întâmplă și nimeni nu avea curajul să-mi spună verde în față, cum se spune, ăsta este diagnosticul. Am un dosar foarte, foarte mare de analize, de fel de fel de investigații, dar numai pe 28 martie am reușit, din nou, Dumnezeu a vrut să se întâmple așa, să întâlnesc un om
căruia îi mulțumesc și astăzi, știe foarte bine cine este. O doctoriță fără nume și fără foarte multă faimă, dar care are faima rugăciunilor noastre ale pacienților. A avut curajul să-mi spună după 2 ore de investigații, trebuie să te operezi urgent, este cancer. În ce fază era cancerul? Aveam să aflu foarte târziu în ce fază, pentru că din punct de vedere al mamografiilor și al tuturor analizelor, n-avea cum să spună exact în ce fază este. Bineînțeles că am intrat în panică. Am să te rog să mă lași să-i cer iertare soțului meu pentru primele cuvinte pe care le-am spus imediat după diagnostic. I-am spus, viața mea s-a terminat aici. Așa ai simțit? Așa am simțit. De fapt, așa se întâmplă de multe ori. Aici, la noi acasă, cancerul egal sfârșit. Pacientul român prea puțin este învățat că există viață și după un asemenea diagnostic. Absolut. Există, sigur, și doctori buni, foarte buni, mulți dintre ei. Dar trăim într-un sistem care nu ne învață și cum trebuie să-i ascultăm pe doctorii noștri și pe ei de multe ori nu învață cum să ne vorbească. Se întâmplă asta. E o realitate. Nu putem să ne ferim de ea. Absolut. Lucrurile au mers destul de rapid după aceea? Ai luat hotărârea rapid să te operezi? Într-o goană care nu s-a terminat decât... Dăm voie să dau o notă pozitivă acestei discuții, decât vinerea trecută mă aflu aici și sărbătoresc prima mea ieșire după terminarea tratamentului cu voi și cu tine și cu toți oamenii de bine din jurul nostru. După radioterapie, da? După radioterapie. Ai făcut operația imediat după aceea, așa cum ai fost pătuită? La trei zile după diagnostic am făcut prima biopsie excizională, se numește în termeni medicali, care din păcate s-a transformat într-o operație. Eu nu mi-aduc aminte decât vorbele primului medic care a făcut operația, care mi-a spus strategia s-a schimbat. Au urmat 2 săptămâni de coșmar în care așteptam un rezultat și nimeni nu putea să-mi spună nimic. Nimeni nu comunica cu mine niciun sens spunându-mi n-avem ce să facem decât să așteptăm. Au venit primele rezultate de la anatomopatologic, care au dovedit că tumoră, nodulul, nu era extirpat total, că marginile erau încă infestate și că trebuia să merg la o altă fază. Ce ai făcut? Ce hotărâre ai luat? Se afla în preajma lui 1 mai. Mi s-a spus să treacă 1 mai și vom merge mai departe la mastectomie. Ca orice femeie am intrat și mai tare în panică. Asta înseamnă extirparea totală a sânului. Extirparea, da? Totală în a sânului. Cuvinte simple. Nimeni nu-mi spunea în ce stadiu sunt și ce mi se întâmplă cu adevărat. Și atunci, împreună cu soțul meu, am luat hotărârea de a avea o altă opinie. Adică? Am trimis analizele unui spital din Istanbul, spitalul Iaci Badem, datorită căruia astăzi trăiesc și putem discuta. În alte 3 zile eram deja la Istanbul și în a 4-a zi eram deja a 2-a oară în operație. Ce ți amintești din clipa în care ai deschis ochii după operația, care înțeleg că de data aceasta a fost o reușită, da? Am să-ți spun 2 lucruri, vorbele de dinainte de operație și vorbele de după operație. De dinainte de operație mi-aduc aminte de vorbele chirurgului și, cum îi spuneam eu, dirijorul echipei, pentru că au fost mai mulți și asta aș vrea să subliniez foarte, foarte mult, importanța abordării cazului unic, pentru că Dumnezeu ne lasă unici pe pământ, care mi-a spus, Daniela, eu am în interes să fim fine vorbiți. Interesul meu este viața ta și nu sânul tău. M-am lăsat pe mâna lor cu foarte multă încredere de data asta, pentru că știam, după 3 zile de discuții, știam foarte bine ce mi se va întâmpla și care îmi sunt șansele. Iar după operație,
mi-aduc aminte pentru toată viața mea cuvintele soțului meu la capul patului, care mi-a spus: bine ai venit înapoi în noua ta viață. Cum s-a comportat soțul tău în toată această perioadă? Pentru că bănuiesc că nu e ușor pentru partenerul de viață. Se sperie, nu știe cum să reacționeze. Toți am fost speriați, toată familia a fost speriată și mai ales că nu reușeau să rezoneze cu panica mea. În sensul bun al cuvântului, încercând să mă îmbărbăteze că totul va fi bine. Dar gândindu-te că ai un copil de 2 ani de zile, cred că totul devenea și o motivație, dar și o panică suplimentară. Era așa o panică, era totul negru și nu înțelegeam de ce, după o așa mare bucurie și după așa o mare așteptare, trebuie să trec prin toate astea. Nu m-am mâniat nicio secundă, nu m-am supărat nicio secundă pe Dumnezeu și pe nimeni. Mă supăram pe mine pentru că nu reușeam să înțeleg. E tipul acela de întrebare? De ce mi se întâmplă mie? De ce acum? Ce gânduri, ce sentimente te încercau? Nu înțelegeam absolut nimic, totul era panică, totul era opac. Și singurul din întreaga familie care a avut o încredere extraordinară, în primul rând în Dumnezeu, și care a venit cu argumentul că Dumnezeu, dacă ne-a dat-o pe Ilinca Maria, este foarte clar că o vrea pe pământ și o iubește și ea știe că va avea nevoie de mama ei. Soțul meu, din prima secundă când a auzit, a fost convins că totul va trece cu bine. Îi mulțumesc și îi spun și acum, de față cu toată lumea de aici, că îl iubesc ca în prima zi, pentru că a crezut mai mult decât mine, a fost mai mult decât mine convins că această boală va fi învinsă. A avut dreptate, toate momentele de îndoială prin care am trecut, toate momentele de disperare prin care am trecut, au avut un singur pilon. Soțul meu, care îmi spunea totul va trece. Este doar foarte greu acum. Deci știi foarte bine, scuză-mă că te întrerup, știi că atunci când o corabie se scufundă, cineva totuși trebuie să fie la cârmă și să fie o minte limpede. În cazul meu, soțul meu a fost și mi-a demonstrat că n-am petrecut degeaba 22 de ani alături. Spune-mi un lucru, te rog. Dacă ar fi să privești către acea cameră și să dai un sfat femeilor care poate au aflat vestea ieri, poate că trec acum prin calvarul neștiinței, neputinței de a se lupta cu această boală sau cu alta asemenea, privește-le în ochi și spune-le ceea ce simți, un îndemn poate. Simt că Dumnezeu ne vrea pe pământ dacă și noi suntem în stare să înțelegem acest lucru. Dacă și noi suntem în stare să avem grijă de cel mai de preț lucru pe care mi l-a dat, sănătatea. Există viață după acest diagnostic, iar dincolo de granițele țării și nu numai, există locuri în care despre cancer vorbim ca despre orice altă boală, ca despre diabet, ca despre orice altă boală cronică. O spun ca să-mi o aud și eu, pentru că sunt în proces de a asimila, am învățat, am conștientizat, dar trebuie la rândul meu să-mi trăiesc viața care a început de vineri, când acest tratament s-a terminat. Și semne bune sunt, pentru că în seara asta am cântat și am dansat. Deci primul weekend de după acest tratament a fost foarte, foarte vesel. Spune-mi, până te rog, acum. E ultima întrebare pe care vreau să te mai adresez în seara aceasta. Ce lecții de viață ai învățat după această perioadă dificilă? Am învățat că dacă te abați de la ceea ce creștinitatea ne-a învățat, și anume că 8 ore le muncești, 8 ore te odihnești și 8 ore le trăiești, dacă te abați de la triunghiul care înseamnă suflet, spirit și trupul fizic, echilibrul fără necesar, de care, dacă nu l-ai în echilibru, n-ai cum să treci peste o boală care apare, deci apare boala inevitabil, că
că este cronică, că este o boală trecătoare. Îi faci loc în corpul tău. Îi faci loc în corpul tău. Și aici, iarăși, am spus mai devreme, aș vrea să-mi permiți să-ți fac un cadou în seara asta și să-l desfaci. Mulțumesc, da. Este cartea scrisă de bunul meu prieten, doctorul Daniel Merat, care m-a ajutat enorm începând din 2009. M-a învățat pentru prima oară. Doamnă, trebuie să existați. Prima mea discuție cu acest doctor a fost de genul: la mine te vei întoarce dacă vreodată te vei hotărâ să-ți fie bine. Hrană pentru viață, miracolul vindecării prin alimentație și puterea minții. Am să te rog să citești de pe copertă ultimul paragraf, care spune foarte, foarte mult. Un medic te ascultă, te observă, te învăluie cu dragostea sa și te ajută să devii sănătos. Așa cum medicul tău a făcut asta pentru tine, vreau să-ți spun că un medic pe masa căruia am ajuns și a făcut asta pentru mine e chiar aici, domnul doctor Sorin Păun. Și vreau să-i mulțumesc din suflet. Întoarceți camera către domnul doctor. Mulțumesc, n-am apucat să fac asta așa cum se cuvine, dar prețuiesc viața mai mult acum, pentru că există, Sorin. Îți mulțumesc. Prețuim fiecare clipă în care înțelegem că medicul este un sprijin. Medicul nu te poate ajuta decât dacă tu îți dorești să te ajute. Vreau foarte mult să le spun femeilor care ne urmăresc acum de acasă și nu doar lor, fiecărui om care ne privește acum la Prețuiește Viața, că e atât de important să mergi la timp la medic. E atât de important să știi din timp că poți face ceva, decât să afli într-un moment în care poate e prea târziu că lucrurile nu stau bine pentru tine. Și dacă nu stau bine pentru tine, nu vor sta bine pentru copiii tăi, pentru oamenii dragi ție, pentru proiectele pe care le-ai visat, pe care le-ai imaginat. Nimic nu merge bine dacă n-ai de partea ta sănătatea. Vreau tare mult să dau cuvântul acum experților noștri. Ramona, am văzut că a ridicat mâna și vrea să-ți spună două vorbe. Te ascultăm, Ramona. Bună seara! Bună seara, Daniela! Știu că după învingerea unei astfel de boli sunt multe lucruri la nivel emoțional cu care trebuie lucrat. De aceea aș vrea să te invit ca împreună să facem câteva sesiuni de coaching de tip corp, minte și suflet. Așa cum ai spus și tu, există o strânsă legătură între aceste trei elemente și lecțiile pe care viața a ales să ți le dea trebuie conștientizate la toate aceste nivele. Așa că va fi plăcerea mea să lucrăm împreună. Cu siguranță voi învăța multe și mulțumesc. Eu din această mulțumesc experiență. Foarte mult! Și dai că ești în proces de recuperare din absolut punctul ăsta de vedere. Știm cu toții ce înseamnă că înțelegem foarte mult, conștientizăm foarte mult, dar e mai greu să aplicăm. Și ai nevoie de un mentor care să se țină de tine și să te învețe cum să-și exact aplici în viața reală. Și atunci când aluneci să fii acolo. Exact. Și dacă până la ora asta familia și-a făcut treaba foarte bine, se pare că există loc și pentru altceva. Sorin Duțoiu, te ascult. Bună seara, Daniela. Probabil știi că în România se derulează o campanie foarte puternică de luptă împotriva cancerului la sân. Și tocmai pentru că tu ești o învingătoare și ai trecut peste acest impas major în viața ta și pentru faptul că lupți să le ajuți pe femeile care se confruntă cu această problemă medicală să înțeleagă mai bine, de fapt, da, cum stau lucrurile. Da. Scuze. Reprezentanții companiei care a inițiat această acțiune de care spuneam, îți propun să devii ambasador al campaniei pentru sănătatea sânilor. Iar cât de curând vei avea o întâlnire cu dumnealor și sper să faceți lucruri minunate împreună. În plus, vreau să-ți oferim simbolurile acestei campanii, celebrele obiecte, produse roz, din vânzarea cărora s-au strâns 2 milioane de dolari, care s-au transformat în aparatură medicală de ultimă generație și care a fost donată spitalelor din România. Îți urez mult succes! Mulțumesc, Sorin. Dacă tot vorbim de o viață pe care ne-o dorim roz cu toții și acest buchet. Mulțumesc foarte, foarte mult. Trebuie să-ți amintesc, Andreea, că la câteva clipe după operație, dacă ți-aduci aminte, ți-am trimis un mesaj și am spus: am să fac tot ce-mi va sta în putere ca alte femei să nu mai treacă prin ceea ce eu am trecut.
Îți mulțumesc tare mult. Vei fi un foarte bun purtător de cuvânt pentru astfel de campanie. Vreau să mergem mai departe la Eliza. Da? Okay. Eliza? Bună seara, Daniela. Am aflat în această seară că ești un om extrem de sensibil și că apreciez foarte mult frumosul și că acasă la tine este practic ca într-un muzeu, că ai obiecte pe care le-ai adunat și le-ai adus acasă cu drag din multele tale călătorii în jurul lumii. Și de asta m-am gândit că ar fi momentul să-ți ofer un cadou de suflet de data aceasta. Un colțișor doar al tău, acolo unde să te așezi în fiecare zi câte puțin și să ai o lectură plăcută și o cană de ceașcă, o ceașcă de ceai bună alături. Așa că m-am gândit să-ți ofer chiar acum acest colț, format dintr-un fotoliu, o măsuță pe care se află o cană pictată chiar de mână. O mulțime de albume de artă și cărți motivaționale, un pick-up și viniluri cu muzică foarte bună și îmi doresc să petreci foarte multe clipe plăcute în acest colț. Luiza, îți mulțumesc, vă mulțumesc tuturor și eu vreau să mulțumesc Class Living și doamnei Camelia Șucu, megashopping.ro și editurei Litera. Vreau tare mult, draga mea, să știi că muzica ta preferată e aici și ne-am gândit la vinil pentru că are acel parfum al vremurilor trecute care știu că ție-ți place. Ai albume minunate și știi ce aș vrea tare mult? O să te rog la o ceașcă, la o ceașcă de și cai. Eu am să vă spun încă un lucru. Un asemenea fotoliu, dacă tot l-am lăudat atât în seara asta pe soțul meu, poate necesită camere în plus. Poate că va trebui să facem cumva să ne mutăm într-o casă mai mare. Pentru fotoliu, da. Simțul umorului nu te-a părăsit și asta, asta e un semn bun, da? Te ajut să te așezi. O să te rog să stai comod în noul tău fotoliu și să-ți îndrepți privirea către acel ecran așezat nu întâmplător sus. Pentru că știu că ești un om care, precum spuneam, nu și-a pierdut umorul și vreau să simți plăcerea de a savura un moment din Arhiva de Aur cu un monstru sacru al cinematografiei noastre din acest nou fotoliu al tău. Te rog, privește către ecran și să zâmbim cu Toma Caragiu. Nu sunt de acord cu umoristul care a spus că baletul e o artă călcată în picioare. Foarte multe spectacole umoristice se sprijină pe picioarele balerinelor. De pildă aici, în spectacolul nostru, am invitat 20 de balerine, înalte, frumoase, blonde, dar cum maestrului coregraf îi plăceau brunele, am ales numai cărunte, așa cum ne-a sfătuit soția regizorului. Când mă uit la un tablou, eu văd numai chipul tău, dragă Toma. Pe Gioconda te-o privesc, tot pe tine te întâlnesc, dragă Anda. Ochii tăi făclii noapte, zâmbetul seducător pe toți ne oferă plecat. Și în fie ce tablou eu văd numai chipul tău de neuitat. Vrăbiuța e secretară, frumoșică și sprințară, iar director elefantul care face pe berbantul. N-am găsit altă rimă să treci. V-am adus mapa. L-a semnat. Mulțumesc. Vrăbiuța, ai? Vai, dacă îmi putea să-mi permit să fac... Păi de ce să nu-ți permiți dacă e fabulă, nu? Și dacă ea e vrăbiuța, atunci eu. Eu cine sunt? Un fost vecin al meu, la început eram egal, ius peste tot. Eu teren cu zgură, el teren cu zgură, eu două camere, el două camere, eu salariat, el salariat. Pe urmă, el șef abator, eu salariat, avantaj servici el. Eu teren cu zgură, el gazon ultracentral, avantaj el. Eu joc simplu, el joc dublu, eu cantină, el mașină, avantaj el. Pe urmă, eu aici, el în spatele fileului, 10 ani, avantaj eu. Ca așa intens. Tot
Pe finalul acestor imagini am rugat-o pe Daniela să ne așezăm pe această canapea pentru că vreau să mai încapă cineva lângă noi. Avem nevoie de încă un loc. Sunt sigură că povestea ta i-a ajuns la suflet unei doamne de aici din sală, care trece printr-un moment dificil, a depășit clipe grele, ca și tine. Vreau să o invit alături de noi pe doamna Monica Pintilie din Iași. Bună seara, Monica! Cu curaj vino alături de noi! Nu ești singură în seara aceasta. Precum vezi, suntem o echipă solidă, da? Mulțumesc tare mult, faceți cunoștință. Ia loc, draga mea. Te-am văzut emoționată în sală, ascultând povestea Monicăi. Și asta nu e o simplă întâmplare, da. Pentru că și tu ai aflat un diagnostic similar la un moment dat. Spre deosebire de Daniela, însă, în cazul tău chiar a fost vorba de mastectomie. Da. Da. În octombrie 2008 am primit acest diagnostic. Ce vârstă aveai? 37 de ani. Copii? Un băiat de 16 ani am, acum. Și atunci avea? 11 ani, era în clasa 5-a. Cum te-ai întors acasă? Cu ce suflet te-ai întors acasă? Bănuiesc că l-ai protejat și nu i-ai spus adevărul. Nu. Nu i-am spus. N-am spus nimănui adevărul, pe moment, atunci. Am hotărât să-i protejez pe toți. Și am spus că trebuie să mă duc la operație pentru că este un simplu nodul care trebuie scos ca să nu mai existe niciun risc. Atât am spus. Cum ai găsit forța asta în tine? Pentru că, în principiu, un om care află o asemenea poveste despre sine are nevoie de orice sprijin, de oriunde, e ca o sugativă, are nevoie să culeagă încurajări. Tu ai hotărât să taci și să ții în tine această durere, da. Să lupți singură, cel puțin pentru o vreme. Da, am considerat că dacă ei sunt pozitivi și văd că tot o să fie bine și o să fie bine și pentru mine. Deci n-am vrut să văd pe fața lor tristeții, lacrimi pe la colțuri, pentru că credeam că dacă s-ar întâmpla așa ceva, mă dărâma pe mine în primul rând. Spune-mi, te rog, cum ai trecut peste sentimentele ce încearcă de fapt orice femeie, nu-i așa, după o astfel de operație, în care cumva feminitatea, da, este atinsă, da? Lipsa unui sân înseamnă întrebări de genul: mai sunt femeie în adevăratul sens, da, al cuvântului? Eu am hotărât când m-am programat pentru operație, am hotărât din prima clipă să fac această mastectomie totală. Pentru că am spus, da, pentru că am spus că prefer să trăiesc fără un sân decât să nu trăiesc. Da. Decât să nu trăiesc. Mai există cineva în familia ta care a trecut printr-un diagnostic similar? Soacra mea a murit la 47 de ani de cancer la sân. Aveați o poveste tristă deja, da, în familie, da, și poate, da, asta, da, ți-a și spus cumva. Trebuie să fac orice pentru viață. Exact, nu? Exact. Am zis că asta este decizia mea. Am zis să prefer să trăiesc fără acest sân, dar să fiu lângă familia mea. Au existat după aceea semne, da? Da. Nu poți să te ferești de cei dragi la nesfârșit. Pierzi părul, ai momente de, da, cădere, efectiv, atunci când faci chimioterapie, radioterapie. În momentul când au înțeles, de fapt, care este boala și care a fost diagnosticul real, a fost când ne-am dat vestea că trebuie să fac chimioterapie. Și atunci toți au înțeles, de fapt, care era diagnosticul. Spune-mi, te rog, ce a schimbat în tine această experiență? Totul. Tot. Deci toate valorile ți se schimbă. Nu mai contează carieră, nu mai contează cât de bine ești văzut, cât contează clipa să o trăiești, să fii lângă familia ta, să fii lângă cei dragi, ție. Să nu pierzi timpul, că stau astăzi o oră la o cafea, că nu. Deci fiecare nu trebuie să-l câștigi pentru tine, pentru familia ta. De ce înțelegem atât de târziu lucrurile astea? De ce înțelegem doar într-un moment atât de greu, de cumpănă? Nu știu să explic de ce. De ce suntem atât de necumpătați? Suntem nepăsători, să zicem așa. Nimicurile
credem că sunt lucruri importante, dar de fapt sunt nimic. Nu înseamnă nimic, de fapt, pentru noi. Te rog. Aș vrea să adaug ceva. Pentru că n-avem timp să ne educăm în sensul acesta. Dumnezeu ne-a lăsat viața să ne-o trăim. Nu ne-a lăsat-o să alergăm în fiecare zi numai după a avea. Din păcate, unii din noi înțeleg acest lucru pe pielea lor. Și cred că stă în noi, cei care am trecut prin aceste clipe, să spunem și să schimbăm. Viața nu înseamnă numai muncă. Oricât de greu ar fi mediul în care trăim, oricât de dificile și oricâte scuze ne-am găsit, este vorba de a înțelege, de a conștientiza și, de ce nu, de a-l educa pe cel de lângă tine și de a-l trage de mânecă atunci când a luat-o pe un drum greșit. Lucrul acesta ține de toleranță și de omenie, Andreea. Și cred că sunteți de acord cu mine. De asta se întâmplă ceea ce se întâmplă în ziua de azi. Care e sentimentul ce o încearcă pe o femeie în momentul în care, deși a depășit boala, începe să poartă o proteză? Vorbim deschis despre lucrurile astea aici, deci, nu ne ferim. Deci eu port o proteză exterioară din silicon cu un sutien special care ține acea proteză. Deci ești îngrădită, deci nu poți să porți un decolteu. Nu poți să porți o bluză transparentă, pentru că tot timpul ai senzația că lumea se uită acolo și spune, uite. Nu poți să porți un costum de baie, să te duci pe plajă, să faci o baie în mare, da? Pentru că ai tendința că toată lumea se uită la tine, că toată lumea te privește ca o ciudățenie, ca ceva ce n-a văzut, uite. Și atunci... Te-ai gândit la reconstrucție? M-am gândit la reconstrucție, da. Există această posibilitate medicală? Există, dar... Din punct de vedere financiar, nu este la îndemână oricărei femei. Așa e. Da. Domnule doctor, o să vă rog să îmi spuneți, din punctul de vedere al medicului, ce simte o pacientă, cum percepe o pacientă viața de după un astfel de moment? Da, Andreea, îți dau dreptate, viața are întâietate. Primul, contează că Monica este bine și că este aproape de familia pe care o iubește atât de mult. Și... cred că în acest moment al vieții sale, Monica a câștigat atât de multe bătălii în lupta pe care a dat-o cu boala sa, este timpul ca să fie efectuată o operație estetică care îi va reda aspectul normal al bustului său. Și mai ales va fi o motivație puternică pentru ca ea să creadă pe deplin în victoria luptei sale împotriva bolii. Această operație preparatorie estetică va fi efectuată într-un centru medical competent. Așadar, draga mea, nu mai e pentru tine ceva de neatins. Ești așteptată de echipa Acibadem la Istanbul, aceeași echipă ce a operat-o și pe doamna. Am zis că nu plângă seara asta. Dar sunt lacrimi de fericire. Mulțumesc. Văd că vrea să te încurajeze, așa e? Vreau să-ți spun doar atât. Ceea ce ai primit în seara asta este un dar în primul rând de la Dumnezeu. Iar în cazul ăsta, cel mai bun înger al lui Dumnezeu este Acibademul pe care eu l-am simțit pe pielea mea. Ai încredere că totul va fi bine. Te spui, draga mea. Dumnezeu mi-a dat această cruce de dus pentru că eram pe un drum greșit al vieții mele. Și a trebuit să-mi dea o cruce de dus ca să îmi îndrepte pașii spre drumul bun al vieții mele. Acum ești pe drumul cel bun. Îți mulțumesc, draga mea. Mulțumesc și eu. Te las cu Daniela. Aveți multe să împărtășiți. Vreau să mulțumesc tare mult echipei Acibadem. La Istanbul va avea loc această operație. Doamnelor, domnilor, sănătatea fără de care niciun vis, niciun plan de viitor nu are sens.
Uneori, marea încercare a vieții apare pentru tine însuți, alteori pentru copilul tău, și orice părinte ar spune, cred, că preferă să ducă pe umeri orice povară, oricât de grea, dacă aceasta poate fi o monedă de schimb pentru certitudinea că fiul, fiica sa, va fi un copil sănătos. O poveste impresionantă a unor învingători, un băiat și părinții săi, care au înțeles că nu e loc pentru negativism și că atragem ce poate fi mai bun doar în măsura în care facem tot ce ne stă în putință să găsim soluții. Șerban Nicolescu este o inspirație pentru noi toți. Veți vedea. Ascultați-i și priviți-i povestea. Îmi place să alerg, îmi place să joc boce, îmi place să merg cu rachetele pe zăpadă. Relația între mine și Șerban sunt foarte strânse, adică nu există diferență între mine și el ca de la tată la copil. Suntem prieteni sub toate aspectele. Nu există secrete între noi de nicio natură. Când ies cu el, în general, suntem nedespărțiți, îi explic absolut tot ce facem. Și cum trebuie să se comporte în societate cu persoanele din împrejurime, să fie decent, să fie ordonat, să respecte pe cei din jurul lui, ca să poată să fie și el respectat. Este dragoste nebună, o dragoste la care mă unește pe mine și pe el, cu o viață la care este adusă plină de surprize. E angajat la Spes Olimpic în funcție de asistent coordonator de programe, unde execută lucrări de secretariat și administrative. Îmi place să joc biliard, dar nu ies pe la Spesul Olimpic. Îmi place să dansez. Dansul e foarte important. Abordăm destul de ușor programul cu ei, deoarece sunt doritor să învețe cât mai multe lucruri. Au o ambiție teribilă, chiar Șerban este un sportiv foarte hotărât în ceea ce e nou pentru el, își dorește foarte multe, foarte ambițios, aș putea spune, dacă unui coleg iese un element și lui nu, chiar se chine foarte mult să nu pleacă din sală până nu realizează elementul respectiv. Probe de atletism, 50-100 de metri plat, aruncare mingii de oină, joc de boce și jocurile de iarnă, mersul pe zăpadă. Înainte de a veni la Special Olympics, nu am participat la nicio competiție sportivă. Acum lumea mă încurajează, sunt un învingător.
La 32 de ani, Șervan e un om extraordinar care inspiră pe cei din jur. Un om pozitiv care își depășește limitele în fiecare zi. Părinții îl sprijină cu un devotament ieșit din comun. L-au învățat că își poate trăi viața la fel ca orice alt om din jurul lui și chiar poate. Are un loc de muncă, practică 6 sporturi, ține discursuri motivaționale persoanelor cu dizabilități. A devenit astfel eroul propriei familii, eroul comunității din care face parte, fără să fie urmărit asta în mod special. La această oră, undeva în imediata vecinătate, Tatea Televiziunii Române, Șerban ține un discurs care emoționează și motivează deopotrivă. Este invitat, așa cum se întâmplă din ce în ce mai des, să vorbească celor care au nevoie să-l asculte, să audă de la el că în viață totul e posibil. Că nu contează de câte ori cazi, ci de câte ori te ridici. Colega mea, Camelia, se află la ușă și pentru că organizatorii sunt complicii noștri, ne dorim să-l surprindem împreună în mod plăcut pe Șerban și vreau să știu acum dacă mă aude Camelia. Camelia, poți să intre în sală, te rog? Da? Așa este, Andreea. Haideți cu noi. Acum intrăm în sala de conferințe. Hai! Bună seara, Șerban. Scuze-ne, te rog, că dăm așa buzna peste tine, dar trebuie să spun că în această seară publicul care te urmărește este cu mult mai numeros decât vezi aici, în sala de conferințe. Și mai mult decât atât, te rog tare mult, în cele ce urmează, cineva vrea să-ți transmită un mesaj extrem de important. Tocmai de aceea te rog să privești spre acel televizor și să descoperim împreună despre cine este vorba. Hai să vedem. Cine vrea să stea de vorbă cu noi? Bună seara, Șerban, mă vedeți? Mă auziți bine? Bună seara, bună seara, deja cu noi de la distanță. Sunt bucuroasă să te văd. Trebuie să știi că organizatorii evenimentului la care te afli sunt complicii noștri și ne dorim să te furăm cu acceptul lor, împreună cu părinții tăi, pentru a veni alături de noi în studioul Prețuiește Viața, unde te asigur că numai lucruri bune se întâmplă. Ești de acord? Vii cu Camelia! Vă mulțumesc, o săptămână. Da, te așteptăm. Vino aici și alături de noi la Prețuiește Viața. Camelia și părinții se îndreaptă către noi. Va dura ceva acest drum. Și deci va spune cineva că alta este soarta ta, n-ai teamă. Să-i spui că fiecare dintre noi are un drum care îl cheamă. Nu sunt vorbele mele, ci versurile unui cântec de suflet pentru mine. Îl vom asculta împreună la Prețuiește Viața. Spun bun venit trupei VH2. Bună seara!
wide al telecomenzii și treceți din modul full în modul squeeze sau size. Prețuiește viața, condus de Bursucul. Vreau să-i primim cu aplauze din nou în scenă. Tare mult îi iubim. Sunt o echipă frumoasă și nu vreau să încheiem acest moment fără tort, pentru că e ziua Denisei. La mulți ani, Denisa! Așteptăm cu noi dansuri. Numai bine, dragii mei. Într-o lume modernă care pune prea mult accentul pe diferențele dintre oameni în defavoarea asemănărilor sau întâmplărilor frumoase care îi leagă, apar din fericire eroii care învin, care depășesc mentalități, reconstruiesc un sistem ce nu se lasă ușor schimbat în bine sau demonstrează că tot ce contează e omenia autentică și spiritul de învingător. Familia Nicolescu are doi băieți. Unul dintre ei este aici cu noi acum. Doamna Elena Nicolescu e medic, iar soțul e inginer. Dacă ar vrea, Șerban, fiul cel mic, ar putea deschide un muzeu cu diplomele, medaliile, albumele și trofeele pe care le-a câștigat în ultimii ani. Eticheta pe care mulți o așează sindromul Down nu l-a împiedicat să facă toate astea. Există idei preconcepute care spun că tinerii cu sindrom Down nu pot trece primii linia de sosire în viață. Șerban ne arată că se poate. Bine ai venit, dragul meu! Bună seara, bună seara! Te pup! Bună seara, doamnă, bună seara, domnule! Hai să dăm microfonul acesta părinților tăi, pentru că e mai greu să discutați altfel cu ei. Dragă Șerban, am văzut, avem aici pe pianul nostru medaliile tale. Ai loc să le așezi în vitrina personală? Sunt atât de multe și încă nu le avem pe toate. Nu, chiar nu.
Adevărata vitrină, cum se zice. Spune-mi, te rog, există vreun continent pe care n-ai ajuns în competițiile Special Olympics? În toate competițiile Special Olympics am ajuns în continente. De exemplu, jocurile de vară Special Olympics China, Shanghai și o parte la turneul european de ski fond și mers pe zăpadă Slovenia. Am fost în Austria cu basketul. Și care sunt cele 6 sporturi la care ești as? Atletism. Da. Boce. Atletism, boce, înot. Înot? Și schiuri. Ah, și schi. Doamnă, vă rog tare mult, ajutați-mă să înțeleg care a fost parcursul. Cu ce a început? Care a fost primul sport care v-a arătat că poate mai mult, din ce în ce mai mult? Și v-a dat curajul de a vă ocupa de el, astfel încât să îl aduceți în acest moment la performanță pe atâtea direcții. Da. Deci el a început cu atletismul în cadrul fundației Down și din ce în ce ne-am extins. Am mers și la basket, a fost chiar la emisiunea noastră cu dansul, mai rețineți? Odinioară, la surprize, da? Surprize, așa. Da? A crescut de atunci. Am crescut sigur și noi. Da, sigur că da. Da. Am să vă rog un lucru. Da. Dumneavoastră sunteți medic, soțul este inginer, v-ați ocupat cu atâta devoțiune de fiul dumneavoastră și ați crezut în el în fiecare clipă. Nu ați văzut lucrurile dezarmați fiind. Care a fost motorul interior care v-a împins către aceste performanțe? Pentru că sunteți o echipă, performanțele vă aparțin ca echipă. Și ce le-ați adresa în acea cameră părinților care ne urmăresc de acasă și care poate că atunci când află că au adus pe lume un copil cu sindrom Down sunt atât de descurajați încât nu știu cum să facă față acestei vești. Neșansa lui Șerban a fost că s-a născut înainte de 1989, când copiii care aveau sindrom Down erau ascunși și nu se vedeau. Deci eu nu am văzut. Primul copil cu Down a fost Șerban. Poate eu am fost omul care nu observam acest lucru. Îi consideram pe toți sănătoși. Poate, nu știu, sau erau ascunși. Drumul lui a fost un drum obișnuit, dat fiindcă fratele lui e mai mare decât el cu 9 și 8 luni. N-am făcut diferența între el și fratele lui. Deci am tratat pe amândoi la fel. Cu multă muncă Șerban, multă muncă educațională, multă gimnastică și tot timpul am avut de lucru cu el, o echipă. În afară de mine, de tata, au fost surorile mele, profesoarele, învățătoarea. V-ați lovit de idei preconcepute? În școală, poate, în societate, în genere. Da, nu l-am luat în seamă. Da, orice pas și pe stradă mergând. Se opreau oamenii în loc și se uitau la Șerban, nu? Că li se părea deosebit. Am trecut peste ele. E un exemplu astăzi. Da. De câți ani lucrezi? Ești pe picioarele tale, câștigi proprii din 2006 lucrez la Special Olympics. Din 2006. În fiecare zi mergi atât de elegant la costum, la serviciu? Simțeam nevoia să mă duc în fiecare săptămână la costum, la serviciu, dar personalul de acolo m-a făcut să cedez. Să vezi lucrurile mai relaxat. Să fiu mai relaxat față de costum și m-a rugat Șerbane, mai bine și tu la blugi și la tu. E un tânăr pedant, e un tânăr elegant. Spuneți-mi, care sunt pasiunile lui, să spunem? Filmul, poate, muzica, care sunt plăcerile lui? De dincolo de acest serviciu. Și apropo de asta, aș face o mențiune. Sunt atâția oameni care spun în România, nu găsim de lucru, trăim într-o societate cu susul în jos, totul e negru. Iată că el arată că se poate. Șerban arată că dacă vrei, poți găsi un loc de muncă, chiar dacă ai o problemă de sănătate. Sunt atâția oameni care au tot ce le trebuie, cum se spune, și care își găsesc încă scuze. Deci el a fost primul salariat cu Down din România.
Șerban. Vorbim de pasiunile. Pasiunile lui. Ascultă foarte multă muzică, dar poate să spună și el ce ascultă. Da? Filme, vede, îi plac foarte mult filmele istorice. Filmul românesc, de exemplu, îți place? Filmul românesc l-am văzut aseară, Începutul adevărului, realizat de Sergiu Nicolaescu. Sergiu Nicolaescu, să înțeleg, e un regizor de suflet pentru tine, da? Doamnă, ce carte aveți acolo în spate? Ce ascundeți sub geantă? Da. Vă să văd? Da? Cât de curând am lansat și o carte, de fapt, persoanele care sunt în fotografie. În fotografie, eu și cu domnul de alături. Da. Putem învinge, se numește cartea, al cărui protagonist ești. Da, putem învinge. Ești. Cartea se numește Putem învinge, de la... I-am avut ideea... Vrei să-i încurajezi și pe cei care au, poate, alte dizabilități, chiar și prin discursurile tale motivaționale. Cu dizabilități, da? Și cu și fără dizabilități. Pentru că sunt și oameni perfect sănătoși, dar care au neputințe, angoase, care se lovesc de idei preconcepute, de probleme interioare. Tu ești un exemplu pentru ei. Da, sunt adevărat exemplu. Îți mulțumesc tare mult că ești în seara aceasta aici. Vreau să vă spun un lucru. Tânărul acesta are o deviză, e de fapt o vorbă înțeleaptă după care se ghidează în viață. Și sună așa, spune totul. Vreau să câștig, iar dacă nu pot câștiga, vreau să fiu brav în încercarea mea. Există pe lumea asta ceva de care ți-e teamă? Practic ai depășit multe limite. Există temeri pentru tine? Pentru mine nu există orice imposibil din lume. Îi am pe cei doi în fața mea și nu vine să cred că am părinți foarte minunați. Părinți minunați, așa e. Ați lucrat de-a lungul timpului, vă întreb asta pentru că ne urmăresc mulți părinți acum și poate că unii dintre ei nu știu cum să abordeze o astfel de situație, o astfel de problemă de sănătate în viață pentru copilul lor. Ați lucrat, de exemplu, în plan psihologic pentru Șerban? Cum ați făcut ca el să fie din ce în ce mai puternic, zi de zi? Da, psiholog, în plan psihologic chiar am vrut să lucrez. Da. Au fost voluntari de la facultate, la fundație și veneau o dată pe săptămână la el. Deci n-am mers la un cabinet de psihologie. Viitorul apropiat aș vrea să merg cu Șerban, că trec la altă etapă a vieții lui, a vieții de adult și trebuie să știu foarte bine ce avem de făcut de acum înainte cu el. Deci aveți nevoie de un ghid, neapărat, psiholog. Neapărat. Vreau tare mult să le dau cuvântul acum experților noștri și voi începe cu Dana Barbu, juristul și mediatorul nostru. Bună seara, Dana. Am înțeles că lupți pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv prin discursurile pe care le susții. Ca om care lucrează cu legea, vreau să spun că datorită eforturilor unor oameni dinaintea ta, care au luptat cu aceeași tenacitate ca a ta, astăzi putem vorbi despre legi la nivel național și despre convenții la nivel european care susțin drepturile persoanelor cu diferite afecțiuni. Pentru că am aflat că îți place foarte mult să citești, eu ți-am pregătit două lucrări pentru a aprofunda drepturile persoanelor cu dizabilități la nivel european și la nivel național. Îți mulțumesc tare mult, Dana. Le va lua în momentul în care va ieși de aici. Ramona, te ascult. Și pentru că ai spus că îți plac filmele, eu aș vrea să-ți dăruiesc o colecție de DVD-uri ale unui om de mare cultură, un regizor care mie mi-este foarte drag și anume Sergiu Nicolaescu. Așa că tocmai ai spus că aseară a început să vizioneze un film. Ai aici o colecție de DVD-uri ale regizorului Sergiu Nicolaescu și mulțumesc colegilor noștri de la Gazeta Sporturilor pentru colaborarea cu mine. Domnule doctor, ascultăm. Sunt absolut meritorii eforturile pe care familia lui Șerban le-a făcut de-a lungul timpului pentru ca el să aibă o viață normală, iar acest lucru nu s-ar fi întâmplat fără dragostea și grija deosebită pe care l-a avut din partea părinților săi. Mai devreme, doamna doctor Nicolescu spunea de necesitatea unui
consult psihologic pe care Șerban ar trebui să-l aibă din partea unei persoane competente. Dați-mi voie să vă precizez că doamna psiholog Oltea Jujă, doctor în psihologie, un specialist competent în domeniul său și recunoscut, vă așteaptă pentru a face împreună ședințele de psihoterapie de care Șerban poate beneficia pe viitor. Mulțumim tare mult, domnule doctor. Eliza! Dragă Șerban, pentru că am aflat că îți plac foarte mult sporturile și iarna asta se anunță una cu multă, multă zăpadă, mi-aș dori să câștigi... Peste două zile am fost anunțat că va ninge. Ok, deci la fix. Mi-aș dori să câștigi următoarea competiție de schi din viața ta cu schiuri și cu accesorii profesioniste de schi, așa încât aș vrea să intre în scenă schiurile, clăparii și toate accesoriile pe care le-am pregătit pentru tine. Mulțumesc poarta noastră. Mulțumesc import.ro și schiurdevânzare.ro. Așteptăm medalii obținute și cu acest echipament. Oh, mulțumim tare mult. O să te rog să le lași aici, aproape de noi. O să faci față cu brio următoarelor antrenamente. Mulțumesc tare mult. Poți să le așezi aici pe canapea. Îți mulțumesc tare mult și să vedem ce are de spus Sorin. Sorin? Salut, Șerban. Să știi că am rămas plăcut impresionat atunci când am auzit că ai insistat să mergi la birou în fiecare zi îmbrăcat la costum elegant. Să știi că este un lucru foarte frumos, deoarece este o formă de respect atât față de tine, cât și față de ceilalți cu care interacționezi zi de zi. Și tocmai de aceea vreau să-ți completez garderoba cu un costum impecabil creat de un designer cunoscut în România. Mulțumim tare mult, Sorin. Ia să vedem dacă îți place cusătura. Ce spui? Arată bine? Arată bine. Succes! Îți mulțumesc tare mult, vă mulțumesc și sunt onorată că v-am cunoscut. Vă mulțumesc pentru această lecție de viață. Șerbane, succes pe mai departe! Mulțumesc. Da? Numai bine! Doamnelor, domnilor, vreau tare mult să mulțumesc Fundației Special Olympics, Olimpia, DNS Birotica, Perla Harghitei, Albrecht Cafe, Aesthetic Packing Alca, Piticot, Florăria Dalmi, Tipografia Dorotea, domnului director Luca Miu, Eco Fresh, restaurantului Voievodal și hotelului Alexander. Pe Sanda Nicola o știm cu toții ca pe unul dintre cei mai valoroși reporteri și oameni de televiziune români din ultimii 20 de ani. Am văzut-o, am admirat-o pentru profesionalism, pentru echilibru, pentru naturalețea cu care și-a făcut întotdeauna meseria în transmisiuni de știri sau în investigații jurnalistice făcute pentru televiziunile din țară, dar și pentru posturi cu reputație din străinătate, pentru care a devenit corespondent. Problemele personale au rămas în umbră și nu i-a plăcut niciodată să apară în fața lumii altfel decât ca om de televiziune. Până când boala, pe care într-o zi a aflat că o are, a reușit să o convingă că poate fi un exemplu serios pentru multe femei. Doamnelor, domnilor, în seara aceasta o vom avea ca invitată pe Sanda Nicola cu o poveste de viață extraordinară. Îmbrățișez, draga mea. Bine ai venit. Ia loc. Vă mulțumesc tare mult, vă mulțumesc mult. Sunt leșitor aici la tine. Da. Leșitor, bună seara. E un studio mare, e un studio în care avem foarte de fiecare dată. Da. Și cu o energie foarte faină. Și am stat aici în spate și am urmărit cazurile pe care le-ai prezentat din blocul 2 până acum. Și realmente nu știu ce ar mai fi de spus, pentru că am regăsit aici cam toate mesajele pe care le promovez în ultimii ani și te felicit foarte mult. E o bucurie să te regăsim într-un studio de televiziune, la televiziunea publică. E o bucurie să te regăsim și pe tine din nou la televiziune, la Digi acum, da? Digi 24, da. Nu o să stau mult, pentru că imediat trebuie să mă trezesc. Trebuie să te trezești, da? Pentru știri. Există o televiziune bună din România la care să nu fi lucrat? Ia să vedem, care sunt posturile la care ai lucrat? Păi am început la 3 TV Deva, un studio local foarte drag mie acolo, da, acasă, Pro TV Deva, am venit în București la prima, am continuat la Realitatea, Antena 1, din nou Realitatea, o scurtă perioadă aici în televiziunea publică și mulțumesc pentru asta și ce-a mai fost?
Pentru televiziuni din afară. TV. Pentru televiziuni din afară ai TV, lucrat o perioadă ca unde freelancer. Am avut o emisiune frumoasă așa și e. Marea bucurie de a fi invitata mea. Și acum lucrez la Digi24 de la 1 martie 2012, când s-a lansat acest post, un post de nișă, un canal de știri care sper din tot sufletul că a ajuns deja la sufletul multora dintre cei care ne privesc acum. Ai lucrat ca freelancer și ai făcut corespondențe? Nu mai am colaborări în continuare, nu atât de prezentă în video, în prim plan, pentru că e imposibil în momentul în care ai un serviciu cu normă întreagă în televiziune să mai faci foarte multe alte lucruri. Pentru și... cine ai transmis dincolo de hotarele țării? Al Jazeera, English foarte mult, France 24, English emisia de limba engleză, pentru că sunt canale internaționale, rețele de știri care au emisii atât în limba lor de origine, cât și în limba engleză, în limba franceză, în special pentru canale de limba engleză. Nu cumva vroiai să devii profesor de limba engleză? Într-o oarecare măsură și sunt profesor de limba engleză, doar că n-am profesat undeva în învățământ. Practic, meseria de bază asta ar fi. Dar ai luat un examen anul trecut? Sau acum 2 ani? Ai luat un examen prin care, sau care îți dă voie să spun așa, să predai... Povestește-ne tu. Teaching English as Second Language este un program internațional în care oameni din toată lumea intră într-un program de formator și devii profesor de limbă engleză, în special pentru zone defavorizate de pe glob. E un certificat pe care l-am luat, însă n-am apucat încă să merg în nicio misiune internațională să predau, dar cu siguranță niciodată nu-i prea târziu. Ești genul de om care își creează șanse pentru viitor. E foarte posibil la un moment dat să aflați despre mine că predau limba engleză într-un sat din Filipine. E foarte posibil să se întâmple și asta la un moment dat, adică nu m-am calificat pentru asta. Curajul, curiozitatea, încercările pe care alții poate nici nu le-ar atinge, nici cu mintea, dar minte cu fapta. Toate acestea au fost dintotdeauna parte din tine, dar a existat un moment dificil din viața ta ca femeie de data aceasta, nu ca profesionist, în care multe dintre reperele pe care le aveai s-au schimbat. Și acela a fost momentul în care ai aflat un diagnostic la fel de dur precum al invitatelor mele de mai devreme. Un diagnostic care însemna cancer de colon. De coluterin. Da, un diagnostic care suna necruțător, din fericire pentru mine, el nu este, vorbim despre cea mai ușoară formă de cancer. Asta se întâmpla în 2005, acum 8 ani. Ce știai despre această boală la vremea aceea? Absolut nimic, absolut nimic. În 2005, cu toate că eram un reporter de televiziune, cu toate că cel puțin 3 ani din cariera mea am fost reporter acreditat pe sănătate, nu cunoșteam acest diagnostic. Informațiile erau foarte puține, a fost și o bâșbâială până la momentul în care s-a pus un diagnostic clar. Ce ți s-a indicat să faci imediat după aceea? Care era perspectiva? S-a recomandat la un moment dat histerectomia totală, practic. Asta ar fi anulat, șansele tale de a mai deveni mamă. Din fericire, acel diagnostic nu a fost atât de cumplit, n-a fost atât de sever. Eu sunt una dintre milioanele de românce, milioane, nu exagerez, care au avut sau au în acest moment un carcinom sau care au identificat celule canceroase sau precanceroase la nivelul coluterin. Ce vreau să rețineți este că eu sunt una dintre puținele norocoase care au depistat acest lucru la timp. Pentru că în continuare 6 românce mor în fiecare zi de o boală care este întru totul prevenibilă și tratabilă. Dar să fim cinstite, n-ai depistat la timp pentru că ești foarte serioasă și pentru că te duceai mereu la medic și pentru că îți respectai sănătatea. N-am venit să mă cer, Andreea, da. N-am venit la tine în sufrageria asta frumoasă să mă cer. Nu, merit vreau foarte mult să subliniem acest lucru. Uneori contează atât de mult factorul timp. Contează atât de mult să ne pese nouă înșine de propria sănătate, mai mult decât ne pasă de carieră, mai mult decât ne pasă de
nebunia vieții de zi cu zi? Cu atât mai mult în ceea ce privește acest diagnostic. Vă repet, este chiar cea mai ușoară formă de cancer. Este o boală asimptomatică, nu ai cum să depistezi, nu te doare absolut nimic până în momentul în care este deja mult prea târziu. Deci nu te trimite nimic la doctor. Exact. Singura manieră prin care putem să prevenim, putem să preîntâmpinăm toate aceste probleme este să mergem măcar o dată pe an la medicul ginecolog. Vi se pare chiar atât de greu? Este chiar atât de complicat să ținem minte, să ne însușim că e de datoria noastră față de noi înșine să mergem și până la urmă nu doar față de noi înșine, față de întreaga familie, față de toți cei care contează pe noi și care depind de noi, să mergem o dată pe an la medic. Să facem un examen Papa Nicolau, dar este chiar atât de simplu. Un examen Papa Nicolau va indica dacă sunt sau nu modificări celulare la nivelul colului uterin. Dacă facem treaba asta anual, e imposibil să ajungem la un cancer de col uterin. Și cu toate astea, iată că zeci de mii de români ce mor anual de această boală. În ciuda faptului că există un program național de prevenție, în ciuda faptului că acest examen Papa Nicolau este gratuit pentru orice femeie care merge la medicul de familie și cere o trimitere către un medic specialist. În continuare, suntem în topul deceselor din cauza acestui diagnostic, până la urmă, banal. Și nu vă vorbesc din cărți, vă spun din tot sufletul și pentru că am experimentat lucrurile astea pe pielea mea. Ține de responsabilitatea noastră. De ce crezi că se întâmplă asta? Crezi că nu le pasă femeilor noastre de propria sănătate? Nu este o foarte, foarte mare problemă, mai ales atunci când vine vorba despre acest diagnostic și despre această zonă a organismului uman. Până la urmă, trebuie să recunosc că nici mie nu mi-a fost deloc ușor să mă deschid și să vorbesc despre asta. Știți, în momentul în care ai o ciroză hepatică, poți să vorbești deschis despre ficat. În momentul în care ai, știu eu, altă boală care se trece la stomac, la cap. Care nu ține direct de feminitate. Este vorba de feminitate, este vorba despre aparat reproducător, parcă ți-e un pic mai complicat să te deschizi. Și recunosc sincer asta, până în momentul în care n-am fost absolut sigură că sunt în regulă, că m-am făcut bine, până în momentul în care nu mi-a fost mie cât se poate de clar că această lipsă de informație din România este prima cauză, până la urmă, a morții acestor femei care ajung să se îmbolnăvească de așa ceva, nici eu n-am vorbit deschis și membrii familiei mele, cei mai mulți dintre ei, au aflat foarte târziu de fapt cu ce m-am confruntat. Pentru că nu ți-e la îndemână să vorbești despre asta. Însă, dincolo de asta, nu pot să nu remarc că este o lipsă de educație. Este o lipsă de educație a noastră, a femeilor din România. Și mă includ în această categorie. Habar n-am. Am încercat la un moment dat, lucrând într-un program european, am scris articole pe această temă, am încercat să găsesc niște explicații de natură sociologică pentru acest comportament. Cea mai la îndemână explicație ar fi ceea ce s-a întâmplat cu femeile din această țară în epoca cealaltă, în epoca de aur. Faptul că era obligatoriu să mergi la medicul ginecolog. Aici există o parte bună, pentru că dacă studiem statistica, veți ajunge la concluzia că până în 1989 noi nu ne confruntam cu această problemă la o scară atât de mare. Pentru că femeile din România, controlate fiind, din această dorință de a se încuraja natalitatea, ajungeau musai la medicul ginecolog. Însă această vizită la medicul ginecolog nu era una de bunăvoie, nu era una de plăcere. Foarte multe românce au amintiri deosebit de triste. Am stat de vorbă în acești ani cu mii de femei care mi-au povestit lucruri îngrozitoare și cred că cele mai multe dintre femeile de aici și femeile care ne privesc de acasă nu sunt străine de ceea ce se întâmpla, de ceea ce erau capabile, forțate, nevoite să facă la un moment dat în perioada Ceaușistă, femeile din România. Dar suntem atât de departe, totuși. Suntem... Pare aproape, dar suntem destul de departe de acel moment. De departe. Din păcate, moștenim, iată, de la mamă la fică, dăm mai departe acest obicei, că ar fi normal să te doară ceva, că ar fi normal să-l lași pe ultimul plan. Găsim întotdeauna bani, resurse financiare pentru tot felul de fleacuri. Pentru tot pentru felul sănătate. De fleacuri, dar nu pentru sănătate. Și în continuare auzim de atâtea ori, m-aș duce la medic, dar parcă n-am bani. Nu cred. Cu atât mai mult cu cât, încă o dată spun, există un program național de screening. Examenul Papa Nicolau este gratuit pentru toate femeile peste 25, peste 30 de ani din România. Așadar, mesajul e clar. Bun, nu mergeți, treceți spre la medicul de familie, ajungeți să-l plătiți. Costă undeva între 40 și 120 de lei.
acest examen anual. O dată pe an, dacă pur anual și simplu. Facem încă, spun, este aproape imposibil să se mai ajungă la un asemenea diagnostic. Vreau să-ți mulțumesc tare mult, cu toată dragă dragostea. Sanda. Vreau să-ți doresc mult dragostea. Succes. Te urmărim. Vreau tare mult să știu că oameni de valoare, așa cum ești tu, și nu-ți fac un compliment, fac meserie și o fac bine în beneficiul nostru și al copiilor noștri. Vrem să deschidem televizorul în continuare și să avem ce vedea. Dacă înțelegi ce vreau să spun. Înțeleg și mulțumesc din tot sufletul pentru toate aceste încurajări și le mulțumesc tuturor telespectatorilor care și în perioada în care am fost bolnavă și în perioada de după au primit cu atâta bucurie revenirea mea pe ecran și odată cu acest episod, ce vreau să vă asigur este că sunt cu atât mai conștientă de ce sunt la televizor și nu am o altă meserie. Vă mulțumesc foarte mult! Vreau să-ți mulțumesc și eu și vreau să schimb puțin subiectul, pentru că știu că ești un om de știri și un om care e mereu informat, cu siguranță știi... Nu, cu siguranță știi că mâine, pe 25 noiembrie, este Ziua Internațională a Luptei împotriva Violenței Domestice. Ceva peste care poate în anii din urmă treceam fără a da prea multă atenție, însă fenomenul se extinde și nu putem opri asta decât luând atitudine. Există o campanie a respectului în familie, a non-tăcerii atunci când violența devine o realitate a fiecărei zile și vreau să atrag atenția asupra faptului că bătaia nu e ruptă din rai. Nu e ruptă din rai. Și vreau să-ți dăruiesc un simbol al acestei cauze, al respectului și al luptei împotriva violenței domestice. Îi rog pe colegii mei să vină. Este un pandantiv cu semnul infinitului, pe care dacă îl porți, înseamnă că ești alături de noi. Cei mulțumesc foarte mult. Și am și o carte pentru tine. O să te rog să-l arăți, să-l arăți puțin celor de acasă. E și o carte care a luat premiul Nobel în 2013 și una dintre cele 10, da, una dintre cele 10 povestiri. Ai citit-o? Eu o voi citi astăzi, am primit-o astăzi cadou. Una dintre cele 10 povestiri se referă la ceea ce trăiește un tată care din pricina violenței în familie și-a pierdut copiii și regretă apoi, dar regretele sunt prea târzii. Cartea va fi primită de către toți invitații noștri. Acest colier, acest pandantiv cu un simbol al luptei împotriva violenței domestice se va îndrepta acum către fiecare om din sală. Vă rog, îi rog pe colegii mei să intre, să nu ezite. Mulțumesc tare mult, Sanda. Florile sunt din partea noastră și îți doresc succes începând chiar de mâine dimineață, da? La dimineață la ora 10 pe Digi24. Mâine dimineață la ora 10 cu Sanda Nicola pe Digi24. Bună seara! Mulțumesc! La revedere! Numai bine! Te conduc colegii mei, mulțumesc tare mult! Doamnelor, domnilor, în sală, iată, toată lumea primește atât pandantivele cât și cărțile. Vreau foarte mult să mă îndrept acum către Dana, așteaptă și colegul meu Sorin Duțoiu, dar Dana, vorbind despre violența domestică, sunt sigură că îți dorești să ne spui mai multe. De mult ne-ai promis că ne vorbești despre ultima lege privind violența domestică. Spune-ne care sunt noutățile. O să vă rog să păstrăm liniștea în sală, da? Te ascultăm. În prezent putem vorbi de soluții concrete cu privire la violența în familie, deoarece anul trecut au fost aduse modificări legii violenței în familie. Și mă refer aici la ordinul de protecție. Prin ordinul de protecție, instanța poate da anumite măsuri care ajută victima violenței în familie. Spre exemplu, instanța poate hotărî ca agresorul să fie dat afară din casă, chiar dacă este casa lui, chiar dacă el este proprietar, pentru ca pentru o perioadă victima împreună cu copiii minori, dacă există, să poată sta liniștiți în casă. De asemenea, o altă măsură ce se poate lua este aceea că agresorul nu are voie să se apropie de la o anumită distanță de victimă, de copiii minori sau de rudele ei sau de serviciul ei. Măsurile sunt multe, n-am să mai extind acum. Vreau doar să spun că ordinul de protecție se poate obține prin completarea unei cereri tip
împreună cu dovezi care se depune la judecătoria de la domiciliul victimei. Important este că odată emis acest ordin, el este adus la cunoștința poliției de la domiciliul victimei și al agresorului, ceea ce înseamnă că măsurile acestea din ordinul de protecție sunt puse în aplicare cu ajutorul poliției, care trebuie să supravegheze tot ceea ce înseamnă acest ordin de protecție. Important, iarăși de reținut, este că dacă se încalcă măsurile ordinului de protecție, înseamnă că se încalcă o hotărâre judecătorească, adică se comite o infracțiune care se pedepsește cu închisoarea. Sunt multe cu alte cuvinte, mamele care trec prin această traumă și cărora le teamă poate să plece de acasă cu copiii lor și să facă ceva, acum au soluții în plus prin noua lege și mai mult decât atât, dacă beneficiază de ordinul de protecție, asta înseamnă că sunt ferite, bărbatul, agresorul nu se poate apropia pur și simplu la o anumită distanță de ele, da? Încălcarea aceasta însemnând închisoare pentru el. Da, poate face închisoare. Și asta vreau să le spun celor ce ne urmăresc. Nu este cel mai important să existe drepturi sau să le cunoaștem. La fel de important este și să luptăm noi pentru ele, să le punem în aplicare. Îți mulțumesc tare mult, Dana. Așa cum deja am început să vă obișnuim, Sorin Duțoiu vine la Prețiște Viața cu știrile despre vedete, adevărate știri, nu fabricate, știrile curate, lipsite de cancanul cotidian. Sorin, te ascultăm. Bine v-am regăsit. Viața vedetelor este tare agitată și nu mereu roz, așa cum mulți dintre noi am crede. Noi, povești amoroase la orizont, vedete care se confruntă cu probleme de sănătate sau cad la pat, epuizate fizic și psihic. Iată doar câteva dintre știrile mondene ce urmează acum la Prețuiește Viața. Începem cu Elena Ionescu, solista trupei Mandinga, despre care am aflat cu toții că se confruntă cu severe probleme ale tenului. Tabloidele vuiesc pe seama acestui subiect și pompează titluri bombastice de genul Coșmar, tenul solistei distrus de acnee. Elena recunoaște că se confruntă cu problema ale tenului, dar susține că nu se lasă intimidată de astfel de articole, chiar dacă gurile rele îi toacă mărunt fiecare apariție publică. În prezent urmează un tratament și spune că rezultatele se vor vedea, însă nu de azi pe mâine, ci pe termen lung. Noi o admirăm pentru faptul că nu se lasă afectată de răutățile celor din jur și dorim să treacă peste aceste probleme cu fruntea sus. Iar dacă găsește secretul tenului perfect, o așteptăm să ne spună aici, la Prețuiește Viața. Viața de artist nu este tocmai ușoară și presupune multe sacrificii. Pentru că nu dispun de elicoptere cu care să ajungă la concerte, artiștii noștri își pun viața în pericol gonind pe șoselele patriei sute și mii de kilometri în mașină, grăbit să ajungă la destinații în timp util. Stresul, graba și somnul pe apucate își pun însă amprenta asupra sănătății lor. Așa s-a întâmplat recent cu Silvia. Cântăreața a condus 3.000 de kilometri timp de 5 zile consecutive pentru a cânta în 5 orașe din toate colțurile țării. Când a ajuns însă acasă, cântăreața suferea de extenuare, s-a pricopsit cu o răceală cruntă și a fost nevoită să se îndoape cu medicamente. Despre partea amară a vieții de artist ne vorbește chiar acum Silvia. Noi, artiștii, nu ducem o viață din asta plină numai de petreceri și relaxare totală, iar suntem toți un zâmbet și atâta tot. Nu. În spatele apariției de pe scenă sunt drumuri foarte, foarte lungi prin țară, obositoare, care în timp dau dureri de spate, articulații și așa mai departe. Problemele serioase apar după foarte mulți ani de concerte, nopți pierdute, în cazul nostru fiind o trupă de club, și așa mai departe. Frig îndurat, anul trecut de Revelion, eu am plâns pe scenă din cauza frigului, deci pur și simplu nu mai îmi simțeam mâinile și picioarele, dar cei din fața micilor ecrane nu trebuie să știe asta, însă trebuie doar să se bucure de noi artiștii și de ceea ce avem noi de oferit, însă niciodată să nu subestimeze această meserie, pentru că avem și noi de făcut sacrificiile noastre ca oricare alt, nu știu, job. Iar acum să ne îndulcim cu o știre care ne demonstrează că lucrurile frumoase se întâmplă când te aștepți mai puțin. Renumita antrenoare de fitness Kinga Sebastian și-a găsit jumătatea la 40 de ani. Și asta după o lungă perioadă în care a fost singură și s-a refugiat în muncă. Cel care i-a făcut inima să bată atât de tare este Michael, un om de afaceri grec stabilit în Germania, pe care l-a întâlnit în cadrul unui eveniment Cancu Jams. A fost dragoste la prima vedere, mai ceva ca în filmele de la Hollywood. Ca un veritabil gentleman, Michael este extrem de atent și o răsfață pe Kinga cu orice ocazie.
Spre exemplu, în preajma zilei sale onomastice, antrenoarea de fitness a primit zilnic, timp de o săptămână, câte un buchet cu 100 de trandafiri. Kinga ne-a declarat: sunt foarte fericită. Este o chimie extraordinară între noi doi și ne înțelegem din toate punctele de vedere. Oare bat deja clopotele de nuntă? Parcă auzim ceva, nu? Am lăsat la urmă o știre de care noi, cei de la Prețuiește Viața, suntem foarte mândri. Campania Coaliția pentru o nouă prevenție 2013, inițiată de Andreea Marin și de expertul nostru în business și comunicare, Eliza Rogalski, a câștigat 3 trofee de aur și unul de argint la Romanian PR Award. Campania a militat pentru introducerea unui nou vaccin gratuit pentru copiii nou-născuți din România și a fost evaluată la capitolul rigoare, creativitate, inovație și impact de 58 de membri ai juriului internațional. Și asta nu e tot. Aceeași campanie socială a primit 2 nominalizări și la European Excellence Awards, cel mai reputat festival european de PR, ce va avea loc pe 5 decembrie la München. Andreea, Eliza, ca și coleg al vostru, sunt extrem de mândru de această reușită și vă țin pumnii la München, de unde vă aștept cu vești la fel de bune. Dragilor, cam atât pentru seara aceasta. Nu lipsiți duminica viitoare de la nouă repriză de știri mondene, când vom afla cu ce noutăți mai surprind vedetele noastre. Mulțumesc tare mult, Sorin, mulțumesc pentru știri, mulțumesc, Eliza, am făcut echipă bună anul acesta. Dragii mei, dacă v-aș spune acum că următorul invitat al emisiunii se numește Wei Hua, ați zice că e chinez. În realitate, e un român care locuiește într-adevăr la 7000 de kilometri de casă, adoptat cu brațele deschise de către una dintre cele mai populate țări din lume, se numește Mugur Ciubăncan și a ajuns pentru prima dată în China cu 12 ani în urmă. Să-l primim alături de noi. Bună seara, Mugur! Mugur, o să spun un lucru, mulțumesc tare mult! O să spun un lucru în timp ce ne îndreptăm către canapea. Te urmăresc de multă vreme pe Facebook. Nu sunt un maestru al Facebook-ului, dar te-am văzut acolo. Nu mă pricep la conexiunile, te rog, la conexiunile care se realizează pe Facebook. Nu știu dacă e o treabă care ține de like-uri și așa mai departe. Cert e că te văd mereu în postările pe care le primesc alături de alte postări. Am intrat din curiozitate, am văzut care e povestea ta și mi-am dorit foarte mult să te am ca invitat și aș vrea tare mult să o spunem pe scurt și celor care ne urmăresc de acasă. Cum ai ajuns să locuiești în China? Cum ai ajuns să fii recunoscut pentru talentul, pentru munca ta acolo, să fii un artist iubit la 7000 de kilometri de țară, așa cum spuneam? În primul rând, Andreea, aș vrea să, fiind astăzi invitat în țară și la tine în emisiune, aș vrea să spun tuturor românilor să le transmit un mesaj, să le doresc multă sănătate, să fie fericiți și mai buni. Iar în ceea ce privesc mesajele noastre pe Facebook și ceea ce se întâmplă pe Facebook, vreau să-ți aduc probabil sute de mii de mesaje din postările mele pe care le-am pus ale tale cu un costum național în care era superb, în care apăreai tu. Mulțumesc, iar chinezii pe Facebook China au dat 100 de mii de like-uri. Deci am fani în China? Da? Mulțumesc! Ești adorabilă! Am înțeles! Ești frumoasă, da! E originar din Maramureș, de la Baia Sprie, da? Zic bine. Sigur, da, da. Cum ai ajuns să fii iubit acolo? Eu am fost foarte preocupat și foarte, foarte interesat de această cultură a chinezilor de când eram copil mic. Nu știu, probabil din filme, din alte chestii. O afinitate pe care nu ți-o explici neapărat. Nu mi-o explic neapărat. Dar știu că mi-au plăcut și fetele chinezoice, deci cu alura lor și așa mai departe. Mi-au plăcut, da. Apoi, la niște prieteni de-ai mei chinezi la ei acasă, am mâncat acei colțunași chinezești, dacă îi știi. Că eu așa le zic, eu le zic sarmale chinezești. Așa. Și am ascultat în paralel muzica lor și mi-a plăcut foarte mult și am cântat-o și am plecat acolo. Am fost dus acolo. Da. Ai fost dus de valul vieții acolo, dar acolo a fost și recunoscut talentul tău. Astfel încât din acel moment ai concerte, faci televiziune, faci film. Deci lucrurile au mers mult mai departe, n-au rămas. Și dacă nu mă credeți, priviți spre acel ecran. Privește și tu. Și după aia discutăm.
那是你女儿啊，什么也没有，什么名字呀？金九开，他已经牺牲了。不，不，这是我母亲送给我的，他现在还在关在明斯克。Wake up, Lin! Privindu-te, mă îndoiesc că mai ești român. Când te văd în aceste imagini din filmele de acolo, nu fac o mare diferență. Nu, parcă sunt și român, fizionomia. Întotdeauna am fost. Nici nu m-am gândit altfel. Dar au fost foarte multe filme, de exemplu ca și acel film în care am jucat în New Fort Army. Așa. Achine este, era vorba de un medic evreu care a făcut foarte multe pentru China, care în perioada primului război mondial... Deci jucai rolul unui medic evreu. Exact, în acel exact, film, da? Exact. Acum, trecând la cele frumoase, la cele haioase, spuneai că îți plac chinezoaicele, am transformat-o pe Camelia într-o chinezoaică care ți-a gătit în seara aceasta. Ia să vedem... Ni hao! 你们昨天晚上就做的菜太好吃了。Bună seara, vreau să te sup... Și chinezul nostru irachian e aici. Ce credeți? Omar s-a transformat în câteva minute. Știi ce vreau să fac? Să te supun unui test. Avem aici mâncare chinezească, așa cum se spune, ca la mama acasă. Și vreau rapid să treci prin toate și să-mi spui ce-i fiecare. Ia să te vedem dacă ești un chinez adevărat. Ce este fiecare? Da, exact. Ce avem aici? Aici este... Doamna validează răspunsurile tale. Să spun în chineză sau în română? În română, că nu te pot verifica. Castravete cu... Nu. Vă căi și-o cumvă, și ba. Ce și cinjen cu, ba? Cinjen cu hă huangua. Un fel de ciuperci cu castravete. Ia dar suflat, nu știu cum suflat. Să spun. Nu. Aici ce avem? Ce și xia? Chao, jada xia. De ba, xia xia. Ce și cum au zis? Deci pe românește, omule, că nu te înțeleg. Da. Chao mi fa. Ce că când ce că și ia. Ce face că hai cu ce că să înțeleg, da? Ba, ce și la jiang, ce și jiang you, ce și xia su, de ba. Ce că și ingai și jirou și muer. Mugur, ai reușit să ne convingi. Vreau să mulțumesc tare mult colegilor noștri, dar să vedem dacă recunoști mâncarea bună de acasă, de la mama. Uite-o pe mama cu sarmalele din Maramureș. Ce ai făcut, Andreea? Ce avem aici, doamnă? Veniți aici cu fața către public, da? Ce avem aici? Arată-ne! Sărmăluțe bune! O mamă tare, caldă și bună și care ți-a adus ceea ce-ți plăcea ție în copilărie. Andreea, vreau să spun un singur lucru, da? Că eu mă bucur foarte mult să o văd pe mama aici cu costumul ăsta național, superb românesc. Uite-te și tu cât și e de frumoasă, cu aceste frumoase, da? Bucate, dar mama cred că se bucură enorm să te vadă, că a zis că vreau să o văd. Mulțumesc tare mult! Colegii mei ori să o conducă pentru că... Mulți... Aveți emoții, da? Mulțumim tare mult, doamnă, pentru complicitate. Vreau să mulțumesc și prietenilor de la Olimpia, Hachi Badem, Cristalini și restaurantului Chongqing.
Doamnelor, eu vă spun la revedere, dar vă las în compania lui Mugur, pe care îl vom asculta cântând în chineză sau în română. Ce ai ales? Am ales, eu fiind maramureșan, am ales o piesă maramureșană, așa, care în China am făcut-o cu orchestrație chinezească. Mugur, să-l ascultăm! Maramureș, plai cu flori!